treaba? Merge treaba. Bun. Un nou podcast, de data asta cu șeful de la cursele de drag, de suflet, adică din pasiune. Curse din dragoste pentru automobile. Bobby Don, cum îl știe lumea. Bobby Don. Donu. Donu. Donu de la curse, că el avea un Vento cu Don la număr. Da. Chiar dacă l-a plecat. Nu, aveam un Cielo. Ok. Vezi, eu nu știu perioada cu Cielo. De unde a plecat asta cu Don, chiar? De unde aveam, aveam un Cielo. Tata îl cumpărase. Cumpărase taică-mi un Cielo. Eu n-aveam mașină la vremea aia. Aveam permis de 2 ani de zile. Deci la 20 de ani. Exact. Și plecam cu mașina lui tata până oraș. Ieșeam și eu seara, ca băieți, ca toți pe benzina lui tata și tot așa. Forță. Și aveam Don la număr și de atunci mi-au zis Donul. Dar Don la număr aveai că s-a întâmplat. Nu, că nu aveam cineva. Don la număr, că așa pusese taică-miu, Doru okay. Niculescu, știi? Tată, deci. A fost okay. După numele lui și mi-a rămas Donul. După care mi-a luat mașină. Ți-a rămas Donul, de ce? Pentru că oamenii trebuie să știe... oamenii trebuie să știe că nu se uită la podcasturile astea oameni de vârsta noastră, știi? Se uită copii, cei mai mici. Se uită copiii și atunci o să zică, băi, era tare SGM-ul, frate. Băi, era tare și VPP-ul. Erau. Băi, era tare și VST-ul. Băi, știi? Pentru că noi, necunoscându-ne între noi atât de bine sau, na, pentru prima dată când îl vedeai pe unul, luai după numărul de înmatriculare, știi? Și atunci porecla devenea... Eu și acum la Mișto văd o mașină prin orașul ăsta. Uite-l Logan, pe la ce tare e HTJ-ul. Uite-l bă pe HTJ-ul. Da, așa fac. Da. Bun, deci ai avut Cielo? Am avut Cielo, după care mi-am luat prima mea mașină. Un Opel Vectra. De care? Eneu. A. Eneu, tati. Eneu, tati. Vectra, da, din 89. Deci în 2006 mi-am luat Vectra din 89. Asta era la modă. Da. Vectrele erau șmecherie. Da. Erau și foarte. Bine. Da, la vremea 115 cai era ceva. La curse. Da, mă vânește râsul acum. Băi, frate, adică au crescut pretențiile. Ne dădeam la cursele ilegale cu Espero, cu Cielo, cu Vectra, cu B30. Și ne avea E30, că am avut mai devreme cu Silviu Toma, trainerul de la BMW, care mi-a zis că la 19 ani a avut E32.5. Zic, ocule, zic, ai fost bogat de mic. Da, adică cine avea E30, 2.5, ocule, fugea mașina, nu era, nu te puneai. Știi? Păi da, era ca și cum ai avea acum un F30. Da. M4. Da, deci astea erau mașinile, bun. Ți-ai luat Vectra? Am luat Vectra și am băgat o grămadă de bani în ea. O luasem de la Mihai Nebunu, de la Drăgulin. A fost mașina lui, el între timp și-a luat altă Vectra. El avea Vectrită, e o boală asta, frate. Domnule. Deci omul dădea dintr-o Vectra într-alta, dintr-o pagubă într-alta. Asta a fost cea mai fiabilă pe care o avuseze până atunci, știi? Și mie mi-a plăcut că era închegată, trăgea bine, avea cutie de Corsa. Amă. Deci pusă cutia de pe Corsa de 1-2. Pe Vectra. Pe Vectra, frate. Și am ajuns cu ea pe la Ilie. Ilie Baubau. Ba la Baubau. Și am ajuns la... Șeful Opel, ca să da, știți. Frate, am ajuns la Ilie cu mașina, că începuse să huruie trenul fix, să... Știi, băi, trebuie să o schimb. Și zic lui Ilie, zic, vezi că asta are cutie de Corsa. Și uite el așa, du-te bă de aici cu cutia ta de Corsa, ai nebun la cap, nici nu se potrivește pe asta. Are planetarele mai mici, ce? Bă, Gogule, vezi cum a adaptat-o ăsta de la care a luat mașina și a pus cutie de Corsa. Ia să văd, ia el o lanternă, să uite. Bă, veniți bă, că un tâmpit a pus o cutie de Corsa pe Vectra, băi. Haideți bă să vedeți. Da. Bun. Și asta a fost. Da, am ținut Vectra aia pe la curse. M-am dat la legale. Legale. Da, am participat. Care la legale? La Buzău. La Buzău, da. Am luat premiul întâi. Buzău. Stai să mă gândesc dacă am fost vreodată să mă uit. Nu se pare să nu înțeleagă cineva. Băi, a fost o perioadă când Legal Racing-ul n-a mai făcut curse. Da. Nu mai știu când a făcut Sebi ultima cursă la Băneasa, prin 2004. Nu, 2006. Probabil, dar nu mai... E, și din 2006 a apărut un tip, Dragoș, parcă îl chema, la Buzău, de fapt Dragoș sigur îl chema, de la Buzău, un club ce era pe acolo la vremea respectivă, care a început să organizeze el niște legale pe stradă acolo. Și venea BPR-ul și dădea startul. Hai că mi-am adus aminte. BPR-ul. Da, frate.
era cum ar veni vedetă, invitată era de la București. Era bătrân și atunci. Da, vedere e bătrân întotdeauna. Venit vedetă de la București pentru cursele de la Buzău. Nu mai știu că cursele alea la Buzău erau alea care erau în curbă, în oraș acolo. Sau nu, alea erau la Pitești, la mi se Pitești pare. La Pitești a fost, la Pitești, mă, da. Și am fost odată, da. Dar nu mai știu dacă la Buzău, într-un câmp undeva am fost. Da, era frate, un la câmp, Buzău, efectiv un la câmp. La Buzău eram... La anul de porumb, da, nu acolo, da, la Buzău. Da, am fost. Acolo. Da, am fost. În porumb. Am fost. Acolo m-am întâlnit, acolo m-am întâlnit prima dată cu Mocanu Bogdan. Prima dată, știam de pe internet, știi? Ia-o-s. Vorbeam și m-am întâlnit cu el acolo. Eu cu Opel-ul, el nu mai știu ce avea pe vremea. Parcă își luase Nissan-ul și lovise, nu mai știu exact, și schimba volanul. În sfârșit, da. Nu mai contează. Bun, și de acolo... Am fost la vreo, nu mai știu dacă am fost la două sau la o etapă și am participat cu Vectra aia, dar știu că am luat locul întâi. Mamă. Da. Și pe urmă am început cu cluburile pe la București să merg în locațiile unde se întâlneau băieții la ilegale seara. Legale, 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 ilegale. Legale, ilegale, frate, asta făceam. Da, nu... ilegale. De ce ilegale, să... ce să, da. Mă, ilegale, că... Nu asta era ambulanța și acolo și nu vedea noi. Voie. Poliția că era ilegală. Da, se făcea dosar penal pentru organizare de curse ilegale. Da. Că, da. Și am început să cunosc lume, să mă prietenesc cu toți băieții, să organizăm noi la Ploiești. Ploiești și chemam și pe ei. Mergeam și noi în fiecare weekend. Eu eram la București. Vineri seara mă duceam la sala sporturilor în Ploiești, mă întâlneam cu băieții. Băi, brigadă? În seara asta, brigadă, cine vrea să meargă, mergem pe autostradă la București. A, ăla, eu, ăla, eu, eu nu vreți să mergeți, v-am pupat. Stai, plecam la București. Și un prieten al meu cumpărase Vento VR6 al lui Bishop. Da. De la Anonymous. Băi, ce mi-a plăcut mașinuța aia, mamă, cum mergea, cum s-auzea, cum făcea, cum dregea, ce de opțiune avea. Eu aveam, nu aveam nici aer condiționat la mea. Da. Știi, aia era... Da. Frate, avea era... și astea totuși, cu piele. Exact. D-alea, nu, nu avea piele, avea stofă. Mm-hmm. Dar în rest avea de toate. Mm-hmm. Tot avea, era full fără piele, boss. Full fără piele, boss. Și am cumpărat mașina lui și, mă rog, am făcut schimb de mașini și am mai dat o diferență. Și l-am luat pe Ventuț. După ce l-am luat pe Ventuț la o scurtă perioadă, a început să dea fum albastru. Boss, ce facem? Să facă și el, da. Taică-mi deja făcuse... ca toate spumele, cum să cumperi mașina cu motor 2.8, știi cât e impozitul la 2.8? Nu știu, dar plătești, vezi că îți vine acasă. Mă rog, lucram în perioada aia, lucram la o firmă de organe, de asamblare, dar ce câștigam eu nu se compara cu ce bani intrau în mașină săptămânal, știi? Da. Adică de multe ori luam salariu, se ducea pe un plin de benzină și să ies cu o fată în oraș de câteva ori. Na. Gata. Bani. Da. Da, și am făcut și motorul la mașinuța aia. Și am mers cu ea și m-am tot dat și am tot alergat-o din 2007, parcă în 2007 am luat-o, în februarie, și am ținut mașina până prin 2009. În 2009, caput, tati, i-am dat daună. Oameni suntem. Băi, da. Cum să nu distrăști tu mașini? Oameni suntem. Adică am tot reparat, am reparat, da, și când am dat, am dat. Da. Bun, și după aia... Da, după aia am făcut o altă tâmpenie și am zis, băi, eu o să fac recarosare, mă. Păi nu fac eu recarosare. Și am început să caut mobile.de la vremea aia, să cumpăr mașină din Germania, puștan. Eu căutam mașină. Da. Așa, mi-am luat doi prieteni cu mine și am zis, bă, haideți cu mine în Germania că mi-am găsit mașină. Tai că mi-a ce zis, bă, nicio problemă, îți dau eu bănuți, du-te și ia-ți mașină, tată. Poți să faci recarosare? Poți să fac. Bun, du-te și adu-o. Că știi că era și cu taxa de matriculare, era cu taxe, cu mai exact, veche de 8 ani. Exact. Era viața grea în România. Urâtă, urâtă rău. Și în 2009 am plecat în Germania să-mi iau Alvento, aceeași culoare. Da? Avea și trapă ăsta pe care îl luasem. De ce mi-ai făcut recarosare și n-ai schimbat numerele? Păi și aia a făcut matriculare rapidă, ca orice băiat deștept. Am dat plăcuțele jos, le-am pus pe alea și dă-i tati până oraș. Cine știe? Da, da, problema era că știa lumea. Știa lumea? Păi, au aflat băieții. Și am mers așa cu ea vreo 6 luni, 4 luni. Nu, mai puțin. Am luat mașina, mi se pare, prin iulie și în septembrie mă sună taică-miu și zice, auzi mă, tu mai mergi mă cu dosarul ăla penal pe stradă? Că dacă te oprește poliția și te ia la întrebări sau dacă... Și dacă intră altul în tine, nu știi. Nu e bine ce faci, tu umbli cu actele de la aia. Bă, tată, cam ai dreptate. Hai, fă ceva, scapă de aia să nu te mai văd cu dosarul pe drum. Gata, tăticu. Și am dat mașina pe un urs turbo. Da, Bobby, știu. De-abia
își făcuse la VPP-ul ursului. Nebunul între timp, Mihai Drăgulin, își luase și ăla, își făcuse pisică turbo. Toată lumea era turbo. Eu, ăștia încă lucrau la ele, iar eu o aveam la cheie. Deja la cheie. La cheie. Da, nu cheie. Mașina era o japiță ordinară, da. O mizerie, picai din ea. Deci, da. Dar avea turbo, frate. Turbo. Avea supapă, turbo, supapă. Avea un soft care nu era soft. Era ceva care ceva consuma acolo. Mult și scotea mult fum negru. Bogăție. Bogăție, tati. Eram pe bogăție, da. Da. Da, și am alergat-o, până într-o zi când a venit Mihai la mine și a zis, băi, gata, trebuie să ne apucăm de mașina asta, ce cu turbinica asta, China, ce cu aia, haide să te apuci tu de aia. Ce treabă, 600 de cai, tati. Ne apucăm, tati. Între timp am făcut eu o afacere pe eBay, aduceam piese, tati, de tuning, de astea, și mai tot făceam la unul la altul, mai aveam nevoie de o piesă, mai... Păi și-am strâns ceva bănuți în perioada aia. Și de banii ăia zic, îmi fac facem mașină, frumos, tati. Mi-a luat o turbină în GT40. Gândește-te că Bobi la vreme avea GT35. Da, tu aveai GT40. Da, tati, dar până o încărca pe aia asta, știi cum? Mă, frate, deci băgam în viteză și... Aveai o plajă, domnule. Probleme cu instalația electrică ca la Balamuc. Trapa nu funcționa, dar se deschidea singură la 160 la oră și știam că am 160, că nici așa kilometrajul nu funcționa. N-am trapă, dar geamurile... Ce pleacă plafonul. Nu ne când am luat mașina, închideam ușa și fiind geamul fără ramă, când închideam ușa, auzeam gleng, gleng, gleng. Oh. Geamul, știi? Gleng, gleng, gleng. Bă, ce gleng, gleng, gleng? Dă fața de ușă. Just. Ce e geamul? Asta e că le strâng eu acum. Cum e geamul? Ting! Bombă! Cine e mecanic? Daniel. La 180 începe. Se aude în mașină? Vai! Da, am 180, gata, știu. Da. Da, dar nu mai strâng nici geamul. Da, ți-ați merge și kilometrajul, mie nu merge. Da, merge. No. Aveam plasme în bord. Băi, mașina o luasem, ursul luasem. Da, eu știu mașina, era portocalie, cu verde, frate, ceva. Verde total. Cum e masa aia, verde praz. Știu mașina, ai verde pe Facebook cu ea. Mănânc borș, era verde Kawasaki. Iartă-mă pe mine. Chiar așa era, frate. Uh-huh. Era verde Kawasaki. Da, era verde aprins. Da. Și mașina o luasem de la Vecu. Vecu, mâncaia ești. Știi cine e Vecu? Nu, scuză-mă, știi cine e Vecu? Știi cine e? M-a sunat săptămâna trecută să bem ceva. Era fostul tata socru al lui Bălășuiu. Ah. Ca să vezi cât de mic e. Ah, da, bravo, da, corect. Da. Trăiește Vecu. Da, frate, m-a sunat săptămâna trecută. Cred că e bătrân. Era bătrân de când îl știu, a fost la moț, la Cuza. Are 80 de ani, 100%. Da, a fost în grădiniță cu Ștefan cel Mare. 100% și cu Burebista. Da. Vecu, da, Vecu în ultimii ani de glorie lui a avut un urs tare, nu? Turbo. Parcă avea un urs. Păi el, să știi că ne-a destupat și pe noi la Ploiești. Da? Da. El a fost omul care a zis, băi băieți, încetați cu toate mizerile, cu toate poșircile de Fiat-uri, Seat-uri, tracțiune. Luați BMW, față. Tati. BMW, frate, îl faci turbo și ține. Da. Ca tot noi facem. Și a ținut. Da. Cât de cât. Da, și mașina asta, ți-am zis, am tot băgat niște bănuți în ea, tot ieșeam cu ea, dar nu mă bucuram prea mult, că tot mereu pica câte ceva și nu prea erau tot timpul finanțe, știi? Așa e la mașină de curs. Și la un moment dat nu i-am mai făcut nimic, am lăsat-o în paragină, umblam cu un Opel Corsa, pe care l-aveam de mașina de serviciu, ca să zic. Safety car. Safety car, exact, safety car. Așa, n-am mai făcut nimic la ea, am lăsat-o baltă, zic, bă, sunt mulți bani de băgat. A venit un prieten, m-a ajutat să-i fac instalația electrică, am făcut-o și pe aia să... Mamă, zic, deci nebuna lumini. Semnale. Să aprinde lumina mașină, domnule, era sub orice critică. Și am vândut-o. În 2013 a venit un băiat de la Pitești, Radu Mareș. Da. Mareș, e mare omul, chiar e mare. Da. Pasionat și de vânătoare, băiatul. Ce tricou ai, mă? E, frumos. Și a venit băiatul, a cumpărat mașina. Ursul ăsta verde pe care îl luasem eu de la Vecu este legenda legendelor, mașina lui Craiu. Am crezut că era... Cristi Dinu. Craiu, frate. Craiu verde închis, care avea flăcările... Mi-a dat Sebastian Sandu cu piciorul în ușă pe aeroport. Păi aia a fost și ultima cursă în 2006. Aia cred că a fost... Cred că aia a și fost ultima cursă. Da. După scandalul ăla la Băneasa. Da. Chiar nu s-a mai făcut nimic. Da. Și... Deci aia a fost mașina ta? Da, frate, aia a fost mașina mea. Am vândut-o în 2013 și băiatul a recondiționat-o total.
Deci mașina arată într-un fel. Cred. Acum e, merge rar cu ea, nu știu, chiar nu știu dacă iese cu ea, că are și alte activități, dar mașina e bine. Mă bucur a scăpat. Că... Da, a fost a scăpat una cu viață. Din alea norocoase. Da, cum zicea Lafu. Ca să amintim și de Lafu. Lafu, cine era Lafu? Zice cine era Lafu. Păi era un băiat care avea un urs. Da, să nu că avea un urs, că a avut mulți urși. Și avea garaj, avea... Făcea V8-uri, făcea haos. Roți, late. Și ăla mi-a zis, bă, tu să știi că ursul ăla al tău este printre puținii urși care nu a fost lovit. Avea Lafu, dacă nu mă înșel, avea urs de la Rigger Wide. Cu 13 pe spate, cu ceva, nu? Parcă avea un urs de la un moment dat. Nu știu dacă a fost al lui. Nu, înseamnă că îl confund. Nu știu dacă a fost al lui. Da. Știu că a apăruse la un moment dat un băiat care avea un urs de la Rigger. Foarte, foarte roz. Umflat, știi cum roz. Era. Roz. Da, mergea și la Fortuning, la expoziții, la... Da. Nu știu ce s-a mai întâmplat. Cred că a ajuns pe la Lafu mașina aia. Cred, nu știu, nici nu contează. Nici posibil, era perioada aia când mașinile se tot plimbau într-o roată cu noroc sau fără. Da. Bun, și am terminat și cu ursul, am pus banii deoparte, zic, bă, nu știu ce mașină îmi iau. Nu știu ce mașină îmi iau. Între timp intrasem deja în echipa Drag Racing. Okay. La vremea respectivă se ocupa Cristi Deme. Da. Dumnezeu să-l ierte. Nu? Nu, îl confund cu băiatul ăla care a murit. Nu, a murit Vale. Vale de la Arad, a murit, cu el prieten bun cu Cristi, care și el era cu noi. Nu știu de ce, eu, pentru mine, asocierea, el era Deme Macarale, în capul meu. La un moment dat, la un moment dat Vale s-a ocupat personal de organizarea de evenimente, pentru că Cristi avea destul de multe pe cap și treabă, Deme Macarale, nu stătea de joacă. Da. Știi? Și intrasem în echipă ca MC. Da, bravo, dar tu ai fost și la mine MC, ești prost? La dârste. Da, tati. Am făcut frumos. 2015. Nu mai știu. Da, bravo. Am făcut frumos. Erai cu un băiat, tot din Ploiești. Da, s-a mutat. Dragoș. A plecat în Anglia. E bine, mersi, acolo bravo, toată lui. Familia. Au plecat toți. S-au dus. Așa, deci ai fost MC. Da, bravo. Da, frate, și am plecat ca MC acolo. Cum a fost faza? Am primit un mesaj pe Fortuning la vremea respectivă. Ok. De la Cristi. Da. Care s-a apucase de treaba asta și zice, bă, tu le cam ai cu vorbitul așa și cunoști cam mașinile băieții de la curse. Da. Nu vrei să vii să vorbești la microfon la curs? Da. Bă, da, cred ce să nu vii. Mă apucasem și de MC-ală la vremea respectivă, DJ-ală, nu MC-ală. Okay. Eram și DJ. În fiecare săptămână eram la muncă. În weekend-uri când erau cursele, nu mă mai duceam la cluburi, mă duceam la curse. Și mergea bine treaba, făceam bănuți. Bun. Și am intrat în echipă. Am vândut mașina în 2013. Ce mașină îmi iau? Ce faci, în ce dregi? În 2013 n-am mai mers cu nicio mașină decât cu Corsa Safety Car. Și mai aveam un Ford Mondeo, umblam cu ăla la consum. Bine, mersi, n-aveam treabă cu el. Și în 2018 mi-am mai luat mașină. Mint cu nerușinare. Nu, am sărit peste un pas. În 2012, înainte să vând ursul, în 2012... am cumpărat Golful GTI al lui Bobby Mom? Da. A avut Golf? Da. Care, mă? Da, am avut un Golf alb. Ăla alb cu care veneam eu la... Golf 5, a fost Bobby ăla. Lui Bobby, da, cu Mom la număr. Și l-am luat eu. Într-o perioadă în care n-aveam permis. Făcusem eu dale mele și n-aveam permis, frate. Vreun an de zile n-am avut permis, dar zic, bă, eu trebuie să-mi iau mașină. Mi-am luat mașina. Da. Bă... Golf 5 GTI, eu mă știu foarte bun. Așa, în ideea în care eu avusesem 3.000 de euro, mi-a mai dat taică-mi diferența și zic, boss, când vând BMW-ul, îți dau banii. Parandărătul. Da. Și am dat parandărătul, am vândut ursul, ia tată bani. Da. Și am mers cu Golful până în 2018. În 2018, în ianuarie, l-am vândut. Stai la BMW-ul. Mă, frate, l-am vândut pe 9 ianuarie. Să vinzi mașină 9 ianuarie... Așa? Da? Și m-a luat BMW-ul. Tot de la Bobby. Da. Și eu cumpăr mașină de la proprietar. Nu, de la același proprietar. I-am zis lui Bobby, zic, bă, ce mașină îți mai cumperi? Că vreau să vând BMW-ul. Ca să știu ce mi-au. Să știu și eu ce fac. Ce mașină? Ce are? Nu știu ce are acum. Octavia? Ce are Bobby? Octavia, mașina soacră, fi? Mama soacră, seria 1 care merge Vio. Șefa. Da. Și el cu ce merge? Cu patronul. Nu merge cu patronul. Cred că are o mașină de la firmă. Ia să-l întrebăm. Băi, Bobby, cu ce mai n-ai? Chiar nu știu cu ce umblă, jur. Octavia, să știi. Să poate. Cred.
nu știu de ce. A avut el mereu o boală cu octaviile astea. Da, a fost tras. Da, pe el. Da. Așa, omul, și da. Te-ai luat așa. Și mi-a dat greu. Mă interesează. Ideea este că în 2015 a murit Vale. Da. A fost crima petrecută la Arad. De un fost angajat. Da, fost, știu, cheia în cap. Cu, da, adică frate, asta, da, urât. Și da. Atunci Cristi a zis, bă, gata, dacă nu mai am mâna mea dreaptă care să o ocupe, eu vând tot, gata. Nu mă mai interesează, îmi bat picioarele, dau tot. Și a zis lui Bobby. Sau Bobby a zis, bă, dacă tot dă vinzi, mie. Nu îmi dai mie? Da. Și ăsta zice, bă, da, ți-l dau, nicio problemă. Și acum mă sună Bobby și zice, bă, eu mă bag în treaba asta. Bă, nu mă bag decât cu tine, că tu știi ce e acolo. Păi, normal, că tu erai MC-ul, tu... Da, știai așa cam da. Ce se mănâncă. Și zic, bă, cam știu care e treaba pe acolo. Haideți să vorbim cu Cristi, pac, am stat noi de vorbă, ne-a lămurit, a luat instalații. În 2016, finalul 2016, Bobby zice, bă, hai să o vindem, frate. Hai să o vindem, că nu e treaba, m-am săturat. Mă, băgăm bani, dar nu mai facem și noi bani. Bă, bă, ca să faci bani, trebuie să bagi bani. Dar... Nu, frate, o vindem două măsă. Zic, bă, vinde tu și îți cumpăr eu parte. Da. Și eu o să merg mai departe, îmi iau eu în cârcă, totuși aia e. Bă, bun, dacă așa vrei... Dă-i drumul la treabă. Dă-i drumul, liniștit, la drum. Și am plecat singur. Echipa am păstrat-o pe aceeași partea tehnică de la Oradea. Mi-am luat băieții mei de la Ploiești, cu care oricum începusem treaba în 2010, când am început noi Dragul. Și uite că ușor, ușor ne-am ridicat, am tot mers. A fost greu pentru că la început... În 2015, când am preluat eu, am făcut singura cursă la Tulcea, care s-a mai putut face, că urmau să defrișeze aeroportul, să îl refacă de la zero și n-am putut să mai ținem curse acolo. Fiind făcut pe fonduri europene, câțiva ani de zile nu mai poți să-l folosești decât pentru zboruri. Așa sunt deși condițiile. Nu știu ce zboruri se întâmplă. Așa sunt condițiile, îți dai exact. Seama, nu interesează pe nimeni. Pe mine mă interesează, că n-am mai avut locații. Da. Și a avut de suferit toată țara. Da. Inclusiv și mai ales Bucureștiul, frate. Da. Și am rămas cu Aradu și am mai reușit atunci să facem o cursă pe motorpark. Am vorbit cu Cătălin la motorpark, am rezolvat, am ținut o cursă. A fost destul de complicat de ținut, că am ținut cursa, mi-aduc aminte, în 15 august. Caldă, frățică, 42-43 de grade, leșina, murea lumea pe acolo. Da. Foarte cald, mașinile nu trăgeau de niciun fel. Aderența nu era cine știe ce, ei nu dăduseră stratul ăsta de uzură încă pe pistă, știi? La vremea respectivă ne-au pus să betonăm o suprafață pe care să putem să facem burnout-ul, să nu-i stricăm asfaltul. Faci gaură în asfalt greu, dacă greu. Faci burnout. Bani grei. Atunci eram cu Bobby când am făcut asta. Da. Am băgat amândoi și ne uitam, bă, ce o face, frate, da. O veni lume. Stai, frate, liniștit că la motorpark aici lângă București ești nebun, o să umplem bubuie. Aici. Da. Și a fost 1000 de persoane. Aveați bilete de intrare? Adică da, voi vă bazați pe intrare? Întotdeauna, dar n-ai cum să amortizezi cheltuielile fără taxă la public. Și la piloți le luăm taxă. Da. Încercând să aduc cât mai mulți spectatori, sper să reușesc să mai scad taxa prețul la biletelor piloți, piloților. Da. Taxa lor de participare. Și am făcut motorparkul ăsta, da? Am făcut Aradu și din următorul an n-am mai avut decât Aradu. Ok. Și asta chiar era o problemă. Și atunci a intervenit cineva de la Brăila care a zis, vino să discutăm că se poate închiria aeroportul ăsta, aerodromul Ianca. Ok. La Ianca făcusem noi o semicursă în 2010, prin octombrie, cu anonimii. Nu mai știu cum s-a numit cursa, ca și test pentru pista respectivă, știi? Da. Era destul de... La limită. La limită, da. Nu era cine știe ce. Zic, bă, asta e, altceva n-avem. Asta defilăm. Da. Exact. Și am adus niște oameni ai câmpului și am făcut agricultură pe beton. I-am pus să curețe 1400 de metri. Păi nu, dar erau buruieni așa crescute. Copăcei creșteau acolo. Da, rosturile alea de beton. Dă-i și curăță, am ținut prima cursă cum am ținut-o, cât aș fi spălat și aș fi curățat, praf tot era ca la nebun pe pistă. Ne-au mai zis câțiva între dinți așa că și-au distrus licurile acolo, frate, că veneau cu ele de la finish albe. Albe, era piatră băgată în ele. Și în următoarea cursă n-a mai fost așa, a fost mai bine. S-a curățat, am mai spălat-o și noi, n-am spălat-o, am curățat tot așa cu perii, am adus mașini, utilaje. Era foarte greu de organizat o cursă acolo,
pentru că Ianca este la 50 de kilometri de Brăila, este între Brăila și Buzău, știi? La 50 de kilometri de Buzău, 50 de kilometri de Brăila. Jumate, așa, la ai nevoie de ceva? Da. Du-te la Buzău. Da. Ai nevoie? Du-te la Brăila. Da. Orice ai nevoie, trebuie să arăgi 100 de kilometri, minim. Și tot timpul existau probleme. Hai că a zis primarul că ne dă mașina cu perii și curățăm beton. Zic, super, gata! Da. Vineri dimineață, nu, păi mașina a plecat la avea nu știu ce treabă, lucrare. Nu, da, chiar aveau da. Lucrări, că tot da. Asfaltau în zonă. Păi a uitat, domn primar, că na, cu, altea, cu atâtea pe cap, nu avem mașină de curățat. Du-te și caută, caută mașină. Adu-o cu platforme. Plătește, 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 plătește. Și toată lumea zice, lasă bă, că faceți o grămadă de bani. Păi ia veniți, organizați în locul meu. Și vedem la sfârșit, da, când trage mai, linie. Dacă ce vă convine, da. Merită, da, merită sau? Da. Și mă, riscurile și acumările. Ne umpleam de nervi la fiecare cursă. Mai ales asumatul ăsta. Ăsta te omoară. Eu știu. I know. Am fost. Am făcut. Da. M-am semnat. Am iscălit pentru niște idioți să facă lucruri. Da, am făcut asta. Și exact cum spuneai și tu înainte să filmăm. La un moment dat, tragi linie și zici, bă, pentru ce fac eu asta, mă, da, frate? Da. Pentru ce fac eu asta? Bani? Bani. Da, mă, ți-au rămas 30 de milioane. Da, mă, mi-au rămas 30 de milioane. E vreo problemă? Păi ți-au rămas. Păi, păi da, 30 dar noi am plătit. Ți se pare că-s bani 30 de milioane? Și vrei să muncesc pe degeaba? Bun. După aia zic că îți rămân niște bani. Nu te îmbogățești, nu faci. Adică nu poți să zici, bă, frate, uite, mi-asum acolo niște riscuri, că eu semnez pentru toți nebunii ăștia, că poate unul ia, nu știu, îi fute unul nevasta, cum ar veni, din public și vrea să dea cu mașina peste el. Și eu răspund. Înțelegi? Pentru tot ce se întâmplă. Știi? Și atunci nu poți să zici că suma de bani e satisfăcătoare ca să-ți asumi riscurile respective. Nu e. Da. Notorietatea, da? Că zici, bă, mă știe lumea, nu? Mă știe lumea. Că aici iar e și un subiect pe care vreau să-l abordăm. Că tu știi foarte bine că din totdeauna la noi au fost discuții. Ca așa suntem noi românii, ne place să discutăm, de-aia și facem podcast, știi? Au fost discuții. Adică, face Micuțu curse ilegale, Dumnezeu să-l ierte și pe Micuțu. Dumnezeu să-l ierte, da. Înjurat și spurcat și făcut ca la ușa cortului, că face și face. Uh-huh. Și ăia fac și noi nu facem și ăia sunt niște nenorociți și așa. Doi, cine e ăla de face el curse ilegale când el nu are mașină de curse? Știi că la noi trebuie să demonstrezi. Eu nu am mașină de curse. La noi trebuie să... La noi, dar am avut. Da, la noi nu poți așa. La noi nu poți. La noi nu poți să-ți dai cu părerea pe Facebook despre o mașină. Da. Sau nu poți să-ți dai cu părerea pe YouTube. Da? Unde eu postez ceva pe YouTube și trebuie să accept să fiu criticat. Că da, am postat acolo, adică lumea poate să vină să-și dea cu părere. Ești urât, ești frumos, ești prost, ești deștept. Da, ești, sunt oameni care pur și simplu nu au habar de ce se întâmplă în clipul ăla, dar le place să comenteze. Le place să comenteze, dar e dreptul lor să comenteze. Da? Și la noi discuției, câte mașini ai modificat tu ca să poți să comentezi? Uh-huh. Eu am modificat, le-am dat pe grup la un moment dat și am zis, uite, astea sunt toate alea modificate de mine, și motocicletele, și mașinile de off-road făcute de mine, toate sunt făcute cu bun gust, toate se potrivesc și în anii ăștia. Asta înseamnă că poți să mă piși pe tot internet. Nu? Deci eu am dreptul să mă piși pe toată lumea de pe internet, dacă e așa. Dar nu e corect. Da, nu e așa. Nu e corect, înțelegi? Da, man, dar uite, când ajungi la 11 ani, am împlinit 11 ani de curând. Da. De când organizez curse, organizez. Până la urmă, eram în echipa de organizare, că organizez eu de 6 ani. Sau că ai făcut parte din echipă, tot nu mai contează. De 11 ani mă ocup cu drag racing, da? E, să-ți vină unul care să spună, băi, vezi că nu e nu știu ce, băi, vină cu o idee constructivă, nu veni să-mi dai peste bot. Ideile constructive eu le-am auzit de-a lungul timpului. Eu am băgat la cap multe chestii pe care le-am pus în practică și mi-au spus oamenii, bă, chiar îmi pare bine că ai ținut cont de ce am spus. Da, frate, că ai venit cu o idee bună. Da, eu am auzit multe idei constructive, dar aceste idei constructive nu se și puteau construi efectiv. Da. Pentru că oamenii veneau și spuneau, de ce nu faci o platformă pe care să urce două mașini să stea în echilibru? Da. Bă, foarte bună idee. Da. Hai să vedem cum o putem implementa. Adică, primul și în primul rând, cât costă să o facem? 3.000 de euro m-am interesat. Eu 3.000 de euro. De unde scoatem 3.000 de euro? Bun, hai să zicem că scoatem 3.000 de euro. Da. Facem platforma asta, da? Bun, bun. Ce facem când facem evenimente la Constanța și la Brașov? Păi ce faci? Cine o cară? Cu ciocărăm? Sunteți nebun la cap? Utilaje. Adică, cine plătește utilajul ăla care stă să stea accept, și eu tot? Da, accept ideile mișto, accept toate sugestiile, bănuiesc că le accept și tu,
Da. Vino și cu rezolvarea. Adică, bă, de ce nu faci tribune Bobby pe toată? Și da, da, și da. Pe drept. De ce nu faci niște tribune pe stânga? Stai și tu frumos, să vedeți și tu frumos. Chiar trebuie punctată treaba asta și trebuie explicat odată, poate înțelege lumea, pentru că m-au copiat. Domne, de ce nu... Nu vreau eu să fac. De ce nu ai tribune la curs? Ar trebui să faceți tribune. Bă, oameni buni. Eu în momentul în care închiriez un aeroport funcțional, oamenii aia mi-l dau de la o anumită oră, vinerea, pentru că în cursul zilei de vineri ei mai au zboruri. Da. Până duminică la ora 9 seara. La 9 seara să fie funcțional aeroportul. Adică ți l-am dat vineri la cheie curat, la 9 seara să fie... Nu că vine avionul, că poate vine un avion. Noi avem clar până la ora aia aeroportul închis și de la ora aia este deschis. Accesul poți liber. Mă rog, liber. Da, pentru avioane. Când să aduc eu tribunele, când să le montăm? Când să le demontăm? Că asta ar însemna să le demontăm duminică în timpul cursei. Oameni, dați-vă jos că noi strângem, fraților. Cursa ține până la 6, dar noi la 3 închidem tribuna. Da. Știi? Adică și logistica, sunt niște și montatul, și demontatul, și banii, și căratul, și depozitatul tribunelor până când ai tu o altă cursă. Și unde facem toate lucrurile astea? Cine le face? Am zis să fac la Ianca același lucru. Da. Ei, acolo era o altă problemă. Trebuia o firmă de pază foarte serioasă, ceea ce nu prea aveam. Să aibă grijă de ele. Care să aibă nu grijă, nu e vorba, lasă, da, una la mână când nu sunt curse, că e fer și să fură, da, și a doua la mână că în timpul cursei nu s-ar fi ținut cont câți oameni ține tribuna aia. Și să mi se fi urcat mie 1000 de spectatori într-o tribună de aia să fac carnage acolo, iar nu era bine. Adică zona aia trebuie împrejmuită, ți-ai făcut tribunele și băi, băieți, aici să intră cu o anumită taxă, cine vrea să stea în picioare, da. Stă aici pe alți bani. Da. Clar așa trebuie făcut. Da. Dar momentan nu se poate, n-avem unde. Și am renunțat la Ianca pentru că devenise obositor și costisitor, din ce în ce mai costisitor la fiecare cursă. Okay. Pista nu poate fi reparată pentru că este a Ministerului Apărării Naționale și trebuie să o lași așa cum este... Da, mă, fraților, dar voi, ministerul, de ce nu o reparați? Că poate aveți nevoie de ea. Așa poate cum zic e ruși perfectă. Într-o zi, bă, noi nu avem unde să... Nu putem să vă invadăm. Nu. Reparați piesta. De-aia nu repară ca să nu ne invadeze. Da. Da. Treaba lor. Nu știu, dar uite că tot noi avem de suferit. Bun. Și... Am renunțat și am zis, bă, băieți, oricum cea mai bună pistă la ora asta... Este Aradu, știți foarte bine că este cea mai bună aderență și fără lipici. La Ianca dădeam cu lipici. Am adus lipici din Anglia de la VP. Era 1200 de euro, ceva de genul un butoi. Da. Și luam două pe curs. Da. Da? Alte cheltuieli. Da. Echipa venită, echipa tehnică venită de la Oradea până la Brăila. Sunt 900 de kilometri dus. Da. Cazare, mâncare, salarii. Mă scuzați. Nervat, m-am enervat rău. Să lăsați asta. Tăiați asta, tăiați asta. Tăi aici, că eu ești. Nu pot să merg așa, cam cum vreau eu, știi? Mai întâi trebuie să troznească și după aia putem să funcționăm. Știi? Pune acolo. Pune. Hai mă, că am pus mâna în asta. Și eu. Și am pus din nou. Hai, șterge de pe tricou, că nu-i prima oară. Așa, bun. Aderența de la... Mi-a transpirat palme. Da, e normal. Aderența de la Arad, zi, acolo aderența de la Arad este la... mult mai bună decât pe o pistă cu lipici. Cel puțin din Europa de Est. Ok. Adică avem o grămadă de exemple și de piloți care au fost și s-au dat în Ungaria, care... Ungaria, Chișcu Niculița. La Chișcu, la Ceazo și la... Am fost eu acolo. Cun Madaraș. Am fost eu acolo. La Cun Madaraș, aia e de moto. Nu, la Chișcu Miculița am fost eu, la King of Europe. Da, da, am fost. Man, King of Europe, am fost prima oară la Chișcu la Ceazo în 2009. Da, nu știu, de în octombrie. Da, eram acolo. Cu băieții pe bordură la sala sporturilor, spărgeam semințe, frate. Și eu am stat pe telefon și m-am uitat ce curse sunt în weekend. Era vineri. Da, era vineri seara. Și zic, bă, mâine e cursă la Chișcu la Ceazo la Unguri. Zici la 50 de kilometri de Budapesta, care mergi? Hai, băi, nebunii la cap, lasă-mă, dracu, cu mine, mă duc, bat covoare, eu știu ce avea fiecare. Taz, tovarășul meu, zice, mergem, boss, haide. Hai. Acasă, ghiozdanele în spate, ne-a urcat în mașină,
dar e lungă. Da. Dimineața la 7 cu ochii cât cepele eram acolo, da, am stat până după amiază, am văzut cursa frumos, da, ne-am urcat în mașină, am plecat acasă. Mă, rupți. Da, frate? Rupți. Da. Nu, eu am fost și mi-am luat cazare, nu. Următorul an așa am făcut și noi, am stat două zile, da, frumos, conduceam unul la dus, unul la întors, nu, n-a fost asta problema, dar... Frate, nevoia de a vedea curse, nevoia de a învăța ce înseamnă dragul, că la noi se dădeau, cum știi foarte bine, cursele pe câmp. Da. Bă, frate, ia fac un aeroport, ce fac, au cronometrare, hai să vedem și noi ce e acolo. Mergea Nadir, mergeau băieții din... Mergeau din Anonymous băieții... și se dădeau. Era baluba, se dădea. Adică se dădeau băieții cu bani. Băi, frate, băieții care aveau putere financiară, aveau mergeau putere, și se dădeau. Da. Și se dădeau, dar aveți, noi nu știam despre ce vorba. Băi, măcar eram acolo, nu mă uitam pe ne YouTube. Uitam. Băi, am fost acolo. Am fost acolo, da. Am fost. Da, și de-aia spuneam de pistă că avem exemple de piloți care au fost și s-au dat acolo și au venit cu un gust amar. Și au zis, băi, frate, derapez 400 de metri. Dar față de Santa Pod? Nu ai ce compara cu Santa Pod. Santa Pod este dedicat pentru drag, este pista dreaptă, fără dale, cum sunt aeroporturile, și oamenii au și un know-how și presupun că au discutat cu niște americani și au venit personal oamenii acolo și le-au spus cum se, care este rețeta treaba lipiciului. Uh-huh. Da. Uh-huh. Pentru că, în primul rând, trebuie să ai un cauciuc bun. Nu poți să dai cu orice anvelopă de iarnă, de stradă, haide bă, să dăm aici cu cauciuc și dăm cu lipici. Uh-huh. Nu merge așa treaba. Uh-huh. Uh-huh. Trebuie să folosești un cauciuc care să face pastă. Trebuie să folosești un cauciuc moale. Da. Hosierul. Energie, da. Tocmai de-aia a fost aderență și au fost 60 feet. Mi-aduc aminte la Ianca de 1-2, 1-3. Pe Ianca. Ce înseamnă 60 feet? 60 feet sunt primii 18 metri de la start. Care se măsoară într-un mod special, adică da, sunt senzorii care spun, ai un senzor la start și un senzor la 18 metri. Ca oamenii să poată să compare, adică da, piloții sau mecanici. Dacă sau ai o plecare tehnică, cât da, mai bună ca și timp, înseamnă că vei avea și un timp final foarte da, bun. Da. Și oamenii da, își dau seama de acolo, de setări, de presiuni, de anvelope. Și tot anunțăm că ai venit la noi la curse da, și ai zis, da, băi, 60 feet, da, 1-3, da, 1-4, da, da, am acolo. Zis-o ca să înțeleagă oamenii foarte bine, de ce, foarte bine că eu mai, înseamnă 60 feet. Eu mai uit. Da, eu da, da, mai zic la microfon. Familiarizat. Asta e problema. Și nu ți se mai pare, adică... Se pare că toți oamenii care te ascultă sau sunt foarte frumos anul acum. Da. Adu-l puțin, te rog. Vreau să-l prezint aici, să vedeți ce se îmbracă băieții ziua de la cameră, te rog. Deci aia dacă e roșie, e roz cu mov și cu e auriu. Și are aici cu Paris Hilton. Paris Hilton. Da. Da, deci asta ziceam, că tu dacă faci asta de 11 ani, îți dai seama că ți se pare normal și banal ca toți da, oamenii da, da, care vorbesc despre omit, drag racing omit, să... automat să știe cu ce se mănâncă. Omit să mai și bă, probabil sunt oameni care se vor uita la podcast, care au fost la curse acum 10 ani, să zicem. Că așa s-a întâmplat. Da, s-a întâmplat. Și n-au mai... poate că erau mai pasionați decât sunt acum. Poate, exact cum vorbeam și cu Silviu, viața te consumă mult de tot. Și da, da, ajungi la o anumită vârstă, cu copil, cu cățel, cu purcel, cu probleme, când asta rămâne cu COVID, doar o cu... nebunie din tinerețe. Nu mai ai timp, da, știi? Și da, aș vrea să le spun oamenilor că dacă ajung în podcast și rezistă până aici așa, că schimbările la drag racing față de acum 10 ani sunt radicale. Da. Sunt radicale. Și da, cred că sunt radicale, mi se face pielea de găină, pentru că mașinile care performează acolo sunt mașini care se pot bate de la egal la egal cu mașini din Europa, foarte potente. Și foarte... Am reușit să ajungem și la nivelul da, ăsta. Da. Adică, spre deosebire de... alte discipline sportive în care vin bulgarii și ne dau cu pista în cap. Trebuie să puneți camera. La drag racing, la drag racing lucrurile stau mai bine pentru noi, ca să zic așa. Adică nu suntem chiar ciuca bătăi, nu, nu suntem nu, chiar cei mai desculți din și treaba asta. E, na, dar vin doi, că vin din Moldova și ne dau cu pista în cap. Dar zic sunt doi, nu mulți. O să se întoarcă. O să se întoarcă. Uite, anul ăsta Igor n-a mai venit. Au venit bulgarii, da, da. La ultima etapă sau... A, când ați ce-au venit făcut bulgarii? În 2019. Ce-au... Ne-au dat cu pista în cap în 2019, da. Haide mă, cu ce ne-au dat? Ne-au bătut, cu ce? Cu S2-ul ăla așa care a făcut ce? 9-6 da, și noi facem 10 haide și să, ceva. Haide să vorbim haide acum să vorbim concret hai, cum stă treaba. Hai că eu țin cu românii. Eu țin da, cu românii, dar normal că ținem. Eu țin cu timpii, frate. Scuze-mă. Da, da. Oh, e da, mult. Mai ales, mai ales secunda aia între 10 și 9, știi? E mult, e mult rău, da, da, da. Așa, zi ce au făcut. Ce să fac bulgarii, sau mă rog, străinii care vin
foarte bine pregătiți cu mașini potente, vin la o anumită grupă. Da. Noi avem 16 grupe. 10 grupe de street cu 6 grupe de pro. Plus 4 grupe de moto. Okay. 20 de grupe. Ori 3 sunt 60 de câștigători pe etapă. Mamă, ca să fie toată lumea mulțumit. Exact. Vezi că și noi stăm foarte bine la multe grupe. Adică ne apropiem de un record mondial la diesel în 3 pistoane. Dar n-am avut record. Avem record european la diesel, iar... Da. Da, cu complet chip, nu? Cu complet chip, da. Dragoș, Dragoș. Care trebuie să mergem la el să filmăm, trăiți-ar ție. Păi nu e la... Da, lui ai dat cadet. Da, bravo, că l-am văzut pe la el. Spuneți. Sunt grupe internaționale sau sunt grupe făcute de noi? Sunt grupele noastre, sunt grupele Drag Racing, adaptate după necesitățile românilor. Nu sunt grupe internaționale. Grupele internaționale sunt pe index. Indexul... Înseamnă că te la dai curent, la eu secundă. Nu-l dau și tu ăla, indexul ăla, da. Indexul înseamnă grupa de secundă. Băi, da. Unde mergi tu? Între 12 și 13 secunde. Da, okay. Mă, poți, dacă tu mergi 12.0 și ăsta merge 12.99, ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Da, da, am văzut. Tu ai făcut, el n-a făcut. Am văzut chestia asta, cred că aveți și voi o chestie și asta, nu? Aveți și voi o chestie asta discutat. Care ține de timp și de niște calificări sau ceva? Sau... Ba da, ba da. Contează timpii din calificări să fii în grupa respectivă în primii 8. Okay. Dacă tu nu te-ai calificat între primii 8, dacă sunt 30 de inși într-o grupă, okay. Primii 8 timpi ajung în finală. Restul duminică. Nu mai restul, se dau. Asta are este, vedere, ai plecat. Da. Deci interesul tău e să mergi cât mai tare în calificări. Bineînțeles. Știu că erau niște discuții la un moment dat, da, în care oamenii spuneau, păi uite, bă, ăsta, mașina lui merge 11.2, dar acum el merge 12.3, că o ține el așa ca să nu știu ce, să se califice. Da, se poate. Se poate. Unde e avantajul? E avantajul că ți înmoi adversarul. O să zică, bă, ăsta nu. L-a dat tot și face 12. Ăsta nu îi mai merge mașina cum mergea odată. Uh-huh, uh-huh. Stau liniștit. Și ăla în finală mai dă un pic de presiune și îl bate. Dă drumul la cai. Dă drumul la cai, da. Da, da, da. Da, sunt tot felul de strategii. Cum sunt. Da, pe asta nu știam, nu înțelegeam la un moment dat. Zic, bă, stai puțin așa, tu la acolo, la schimbările alea, la secundele alea puține, puterea aia, haosul ăla, mai poți tu să gestionezi jumătate secundă așa, da, să-ți dai tu seama? Da, da. E o chestie așa. Iar la index, în cazul în care s-ar fi trecut la index, deși piloții nu au vrut, noi am făcut o ședință în 2018. Se pare normal să faci un campionat fix cum își doresc participanții, știi ce zic? Da. Am avut o ședință cu ei și am zis, băi băieți, noi am vrea să trecem la index. Și mi-a sărit toată lumea în cap. Și am zis, bă, băieți, stați, nu dați, nu stați dați. Puțin, nu. Eu am venit și am zis, zic, nu am hotărât. Am zis că aș vrea, nu? Gata, așa facem. Da. Care sunteți de acord? Să se ridice în picioare cine nu vrea. Și s-a ridicat toată sala. Și am zis, bă, băieți, gata, nu e momentul. Da. Da. Mi s-a mai spus iar că indexul înmoaie spectacolul. Înmoaie pe ei ca piloți. Nu mai dau tare. Adică vor să meargă în secundele alea să ia cupa. Acolo dezvolți cupiștii. Nu mai dezvolți performanță, știi? Da. Și am zis, bă, dacă așa stau lucrurile și nu mi-au spus-o ei noștri, nu mi-au spus-o cei de afară care merg tare. Adică mi-au spus gen ăsta Constantin din Bulgaria, mi-a spus Tuboli din Ungaria, care îl știți și voi când a venit cu Dragsterul. Da. Și am zis, bă, dacă ăștia grei spun asta, înseamnă că așa e. Și mergem cum vrea publicul, cum vor piloții și... Ce s-a întâmplat în momentul în care v-ați afiliat la FRAS? Adică ați fost obligați să vă afiliați cumva? N-am fost deloc obligați. Norris Măgeanu, președintele Federației, a spus că vrea ca și Dragul să ajungă să facă un campionat național. Și a așteptat ca cei care organizează Drag în țară, în principiu eu, că mai sunt... Da. 1, 2, mai sunt asociații sportive care mai organizează pe autostradă, pe ceva, Știi? Adică noi făceam campionatul Drag Racing Events. Da. Ei nu fac niciun campionat, ei fac niște curse anual, local și etc. Și am zis, bă, ar fi cazul să mergem la discuții. Și m-au invitat, am discutat, am stat de vorbă, ne-am lămurit și am zis, bă, e momentul să avem campionat național. Okay. Dragul devine sport național în România. Recunoscut de către minister și federație. Cu sportiv, ești sportiv, nu mai ești cursant, cum ar veni. Și revenim la discuția de mai înainte. Nu mai stai cu frica că vine unul să se dea la start care gagică s-a lanșelat cu nu știu care.
Da. Păi, tati, acum ești sportiv, acum ai niște acte, acolo ești sportiv al federației, ai o licență, nu mai ești nei ca nimeni. Da. Ești și tu cineva. Da. Ca pilot îți e mai ușor să-ți iei un sponsor. Altfel te duci și bați la ușă. Nu sunt Gheorghe care participă la curse. Da. Nu, tati, acum ești sportiv. Sunt sportivul Cutărescu, particip în campionatul național de drag racing al României. Am câștigat cupele astea de-a lungul timpului și de 2 ani în campionatul național. Și poate că ai altă... șansă să te sponsorizezi. Al noroc. Să te vadă altfel, cu alți ochi, mai profi. Și noi căutăm sponsori și parteneri cât de mult se poate. Și cred, toată lumea, dai seama. Și așteptăm. Cine vrea să ni se alăture, cu cea mai mare plăcere, suntem deschiși la discuții. Da. Cum au primit oamenii chestia asta? Cum au primit piloții? Cum au primit participanții de la drag? Cum au primit noile reguli? Că tu, odată cu această afiliere la campionatul național de drag racing, a trebuit ca ei să investească niște bani în siguranță. Știu că erau niște discuții, niște roll cage-uri. Erau probleme pe siguranță, că noi știm foarte bine din propria experiență și de-a lungul timpului, de când vorbeam cu Ventovere 6 și așa mai departe, că toată lumea își făcea motoare. Nimeni nu-și punea frâne, nimeni nu-și punea roll cage, nimeni nu-și punea centuri în 4 puncte. Nu, banii se băgau în mașină să meargă repede. Exact. Nu ne mai interesa opritul și așa mai departe, că noi nu mergem la circuit. Noi mergem un pic tare și după aia ne oprim noi, știi, când o fi. Federația a venit și a reglementat drag racing-ul, dar au zis, măi, voi vă ocupați de atâția ani de treaba asta, voi știți cu ce se mănâncă, haideți să vedem regulamentul ăla, unde sunt bubele, ce bube aveți pe acolo. N-au găsit mari bube, dar au zis, băi, aveți grijă mare pe siguranță, că asta e cel mai important. Mai departe, cum vă faceți grupele, cum faceți voi cronometrarea și tot e în regulă, e ok, e bine că aveți un clasament, știți cum să-i puneți punctaje și tot ce trebuie, nu trebuie să vă ajutăm cu nimic în treaba asta, dacă vreți vă dăm arbitri. N-avem nevoie de arbitri, ne descurcăm cu oamenii noștri, îi facem arbitri pe ei, constituim comisia de drag racing prin noi, că noi știm despre ce e vorba acolo, și a zis, ok, în cazul în care aveți o problemă, ne sunați, venim, vedem despre ce e vorba. Da. Nu au fost probleme până acum. Într-adevăr, pe partea de siguranță a trebuit lucrat și au trebuit stabilite niște lucruri clare și mai ales, uite, spre exemplu, când o mașină de stradă merge 10 secunde, de ce trebuie, domnule, să iei pe un roll cage? Păi nu mai trebuie să iei pe un roll cage, că aia așa a fost gândită. Îți vine un GTR sau, eu știu, un Lamborghini care îți merge 10 de fabrică. Okay. N-am cum să te oblig pe tine să vii la drag cu Lamborghini și să zici, bă, să-ți spui roll cage. Okay, Lamborghini. Că mașina aia chiar e făcută să meargă așa, adică aia merge normal 10 secunde, nu merge dalatul. Bun, Dar în cazul în care scazi sub 9 secunde, ești obligat să ai roll cage. Și la aia. Asta e. Pentru că deja devine prea periculos. Deci nu e dracu atât de negru, ca să zic. Sunt obligați toți piloții să poarte cască, indiferent că sunt la street sau la pro. De bun simț. Tati, trebuie să porți cască, te lovești la diblă și ce facem? Da. Deci nu au fost probleme mari. Nu. Lumea a înțeles, mă rog, s-au învățat de la etapă la etapă la alta și noi am lăsat ușor. Am zis, băi, dacă, eu știu, ai venit cu scaunul nestrâns, strânge scaunul ăla și te dai, nu te dai cu el așa. Nu e nimeni, da. Au venit și să comentezi, dar ce are, domne, scaunul? Păi, băi, tâmpiture, dacă ți se rupe scaunul ăla când, eu știu, ai derapat, te lovești, te dai cu mașină, capul de roll cage și te găsi mort în mașină, că tu n-ai fost în sare să strângi un șurub. Da. Păi da, hai, du-te și strânge. Da, pentru că am... Și vii să verificăm și îți dau ok. Pentru că am văzut când am fost la voi ultima dată, cred că acum 2 ani. Da, în 2019 ați fost voi la final. Așa, se făceau verificări tehnice ale mașinilor. Păi adică da, se verificau scaunele, centurile, bateria, se făceau niște verificări tehnice. Da, pentru că înainte să fim în federație, nici comisia nu era foarte atentă la verificări. Adică nu-și dădeau prea mult interes, că știau, bă, mașina e la pro, ce, are voie așa. Da, mă, frate, dar uite că dacă stai să te uiți bine la mașini, nu sunt ok. Uite, bateria. Păi, trage așa de borne și ea nu e prinsă, nimic. Stă în borne. Nu. Bă, frate, se smulge o bornă de aia, sare bateria aia de acolo, din portbagaj, îți vine în cap. Sau își sare... Da, sare... se pot întâmpla sunt, cele mai negre lucruri. Știi, adică... e exact treaba aia cu SSM-ul. Știi, bă, frate, ăștia care sunt cu SSM-ul sunt paranoici, domne. Băi, trebuie să fii un pic paranoic. Da, să le gândești. Pic, trebuie să te gândești la toate posibilitățile. Ștergătorul ăla, dacă parbrizul e prea subțire, se poate sparge și îți vine ochii. Da.
Da, da, chiar da, se poate întâmpla. La MotoGP, la Moto3, povesteam un băiat, citeam, doamne, ascultam un podcast ăsta cu un tip care povestea cum la 26 de ani s-a lăsat de curse și povestea că a avut o cursă la un moment dat în care a căzut și nu știu cum s-a însucit, s-a răsucit, ce a dat cu casca, i s-a ridicat viziera de la cască și i-a intrat ghidonul în ochi. De la motoret. Uh-huh. Adică, da, frate. Știi? Da, și omul avea, era la Moto3, tot echipamentul, totul așa cum trebuie să fie. Uite, da. Ți-a intrat ghidonul în ochi, ești nebun, nu te gândeai niciodată că se poate întâmpla chestia asta, știi? Exact. Da, mă bucur că... Trebuie să fii puțin paranoia, asta e clar. Bă, trebuie ca să poți preveni lucrurile astea, n-ai cum, dacă nu te gândești la toate posibilitățile și imposibilitățile, nu ai cum să le previi. Și exact cum ai spus, ați avut accidente voi la Drag Racing acum. Nu am avut până de curând. Păi da, asta anul ăsta. Anul ăsta ați avut două, ai zis, nu? Nu, am avut un accident și un derapaj destul de serios. A rămas semaforul, nu? Parcă? Ah, bravo, uitați. Și la final am avut și iar. Ursul care și ursul s-a ridicat. Patru. Bine, hai că hai ursul... Hai să le luăm una câte una. Am început în iunie campionatul. Din cauza COVID-ului și pentru că nu se puteau face evenimente cu public. Și mi se pare că nu puteam să facem deloc chiar. Da, deloc, cred că era așa? Un număr mai mare de nu știu ce. De la 1 mai parcă au dat drumul. Că zic, gata, mă, puteți să faceți evenimente sportive. Vara nu mai e COVID. Nu mai, a fugit COVID-ul, era în țările calde. Era la mare. Da. Nici la mare că era multă lume. Și am dat drumul în iunie. Ce am zis? Băi, dacă la 1 mai ne-au dat liber, haide să anunțăm și noi următoarea cursă în iunie. Da. Să aibă și ei timp. No. Că știi cum fac și piloții, nu? Bine, no. Cred că așa fac în tot sportul. E, toată lumea, mă. Așteptăm să anunțe cursa. Până în ultima clipă, păi uite VTM. Păi anunța cursa. Aha. Așteptăm să vedem dacă se ține în weekendul ăla, că am ceva, ceva mic de făcut la mașină. No. Terminăm cu un minut înainte de start. Da. Nu știu, e probabil că așa se simte mai ok, mai... Și am anunțat... Intră mai bine în atmosferă. Da, și am anunțat la o lună de zile cursa... Bă, dar ce târziu ați anunțat-o? Băi, duceți-vă la Arafat și spuneți-i că el e de vină, că ne-a dat drumul la 1 mai. Asta este, facem cursa în luna iunie. Facem cursa în luna iunie, toate bune și frumoase, vine lume. Nu mai știu cum a fost cu spectatorii. Am avut voie cu spectatori sau doar stafful? Nu mai știu. Chiar nu mai știu cum a fost. Parcă a fost... Cred cu că test. În vară test. Cu test. Păi am făcut un eveniment. Cu test, na. Nu, făceam am făcut cu test. N-a venit nici nimeni. Da, nu interesează. Adică păi nu, discuția era, eu care am făcut la MOL, știu. Sus la MOL. Da, discuția e simplă. DSPO nu te poate taxa pe tine, organizator, nu. Dacă oamenii vin nevaccinați sau nu poartă mască. Te taxează doar dacă tu în descrierea evenimentului nu prezinți ca și cum ei sunt obligați să aibă lucrurile astea, știi? Adică tu trebuie să-ți faci datoria de organizator să anunți oamenii că restricțiile pentru evenimentul următoarele, dar nu este datoria ta să implementezi faptul că ăla trebuie să poarte mască. Da, dar tot trebuie să le dai o hârtie să completeze și să semneze acolo. Am făcut la copii Xerox, am nebunit să aibă lumea ce să completeze acolo. Ce or fi scris în ele, ei știu. Da. Răspunderea lor. Da. Și am ținut evenimentul, toate bune și frumoase, ajungem în finală, trebuia să închidem aeroportul și la ora 8 seara mi se pare să fie eliberat, să fie curățat, dat la gata. Da. Știi? Și în timpul finalelor, Ionel de la Galați, cu un E39 V8 de 4.8, parcă, ies. Da? Nu știu. 4 litri V8, orice ar fi. Biturbo. V12 biturbo. Nu știu. Chiar nu știu mașina. V12. Știu accidentul, știu clipul. V12 biturbo de 1000 de cai. La start cu 2000 de la Oradea cu ursulețul de 1000 de cai 38M. Da. Așa. Pleacă frumos amândoi. Chiar cred că puteți să faceți să apară filmulețul. Apară, da. Așa. Pleacă amândoi. 2000 se duce înainte. Ionel pe partea stângă ajunge până la vreo 200 de metri și la 200 de metri se rupe planetar. Uh-huh. Stânga-spate. Și mașina o ia dat latul, nu poate să o mai îndrepte, ajunge până în laterala pistei pe dreapta, unde trage tare de volan, o pune de latul, dar intră în iarbă. Și când a intrat în iarbă, am făcut așa mașina. Uh-huh. Piele de găină, toată lumea, liniște pe aeroport.
Și vedem, ia și fugi. Și vede, da, automat a plecat ambulanța, a plecat toată lumea, toată da. Echipa a plecat, că da. Nu avea voie nimeni să ia plece și chiar mi-a plăcut, frate, deci spectatorii au rămas acolo pe loc. Nota 10, nimeni, au rămas pe loc, blocați, s-au dus ambulanța, s-au dus da. Pompierii, ne-am dus noi. Da. Ce s-a întâmplat? Am văzut mașină, un or mare de praf și piese sărind, am văzut mașina cum se învârtea în aer și o vedem pe roți, cum se ridică așa fumul și mașina este pe roți, pusă de alatul, după jumătatea pistei, la 400 de metri, după 400 de metri. Zic, bă, m-a liniștit, zic, bă, da. Cred că e ok, da. Hai să mergem. Ajung acolo, mă duc direct la ambulanță, omul în ambulanță, îmi spun, băieții, stai cu minte, n-are absolut nimic, da. E doar puțin speriat. Dai, ce speriat, că m-am uitat la el, făcea, băi, mașina, vreau să văd mașina, el să coboare de acolo. Da, normal. Adrenalină mult. Băi, e normal, oamenii și... care muncesc la mașini și care bagă banii în ele, le pasă de mașină când se întâmplă un lucru. Da, frate, nu îi mai interesează adică altceva. Da, nu da. Știu el că... s-a văzut că e în picioare, gata, mașină. Știu că e o prostie, știu că, nu știu, mulți nu, așa nu judecă suntem. Și zic, dă-l dreacul de fier, bine că ești tu sănătos. Oamenii au muncit mult, au făcut sacrificii, au băgat bani mulți acolo da. Și îi doare rău de tot când se întâmplă ceva. Adică nu e... vreo regie sau era omul șocat. Nu, no, nu, no, nu. No, în sfârșit. No, deloc. Așa, bun. E, mașina era ok pregătită. Mașina avea un roll cage făcut la Silișteanu bine de tot, care n-a pățit mai nimic, dar i-am spus oricum, tăticul, roll cage-ul ăsta, îl iei, îl pui amintire, îl faci altul nou. Păi, bineînțeles. Nu știu ce fisuri a făcut ăsta. Oricum știi că așa e în orice disciplină în motorsport. În cazul în care a avut un accident, schimb roll cage-ul. Păi. Na. Așa. Să n-avem... Avea rezervor din ăsta din, de, curse. De curse care nu se varsă, nu se sparge, nu se nimic. A fost în regulă. Și ăla, mașina îndoită un pic pe partea stângă, pentru că el ce a făcut? Având 200 la oră când a ajuns pe iarbă, mașina a zburat pe pământ, a atins un da, pic foarte puțin, laterala da. Stângă, da? Și după care a zburat în aer și a venit pe roți. Nu da. Are alte semne da. Cum că, băi, cât s-a răsturnat și cum s-a îndoit. Nu. Mașina a zburat în aer. Centuri, scaun. Centuri, scaune, roll cage, cască, combinezon, ignifug, tot ce trebuie. N-a luat foc, nu s-a întâmplat nimic, a coborât pe picioarele lui, a venit de la finish pe picioarele lui. O să vedeți filmare, da, e chiar e frumos. Bun, și după aia? La următoarea etapă în iulie, care a fost un eșec total pentru că am avut, noi n-avem sub 80 de piloți la curse, niciodată. Da. Și licențiați. Noi avem minim 100 de licențiați anual. Okay. Da? Primul an, în 2019, mi-aduc aminte, am avut record, cred că a fost și pentru federație, au fost 340 ceva de licențe făcute. Mamă. În primul an. Bun. Da. Bun. După care a mai scăzut, că oamenii s-au flirtat între ei, da? Așa, și a mai scăzut numărul, a ajuns la vreo 150 acum. Și ce vreau să spun? Am uitat. Vrei să spui de-al doilea accident? De-al doilea accident, da. Și ziceam că noi, etapa ca număr a fost de un eșec, piloți, da. A fost un eșec, am avut 40 de piloți. A fost curtea goală, frate. De ce oare? De COVID? Era iulie. Ok. Concedii? Concedii, mașini nepregătite, poate dintr-o lună de zile n-au avut timp și a fost chiar puțină lume. Spectatori, nu mai vorbim. Un eșec total. Tot la Arad? Tot la Arad, pentru că doar la Arad am ținut anul ăsta. Și anul trecut, da. 2020-2021, da. Doar la Arad. Și cred că tot în timpul finalelor, un pilot, Gianni de la Olt, cum îl cheamă domnul? Nu pot să te ajut aici, că nu Petcu, știu. Scuze. Petcu, scuze. Eugen. Okay. Eugen Petcu. Da. Eugen Petcu. Vezi, să tai aici. Așa. Așa. Eugen Petcu de la Olt, cu o pisicuță de vreo 1000 de cai. Doar. La street. Atenție. Mamă. Pentru că am ajuns la grupa S5, unde mare majoritate au 1000 de cai. M3 2000 de cai, 2.8 2000 de cai, 1000 de cai, să merge pe stradă cu 1000 de cai, frate, da. Da, o mașină foarte, foarte frumoasă și omul ține enorm la mașinuța aia. Pe aceeași bandă din stânga pleacă, nu mai știu cu ce mașină se dădea. La 200 de metri derapează, mă, exact aceeași tipic, problemă, okay. Doar că a ajuns până în iarbă și acolo a reușit să o întoarcă și a rămas așa. Mi-a rupt o baliză de semnalizare aeroportului, am plătit-o, am schimbat-o, asta este. Dar n-a pățit nimic ca omul, nu s-a răsturnat așa, s-a îndoit un pic când a lovit baliza aia și a îndoit și el. Aia e, aripa. Partea din spate, între ușă și aripa acolo, dar a reparat-o, e ok. Am scăpat și de data asta, am răsuflat ușurați.
Și vine finala, în octombrie. Da. Unde se anunțau de la, din luna iunie, dacă la luna iunie avusesem vreo 90 sau 100 de participanți, avusesem și ceva piloți din Bosnia. Okay. Și inclusiv organizatorul din Bosnia, care are un Opel Kadett din ăla vechiuț, tracțiune spate, frumoasă, foc. Da. Kadett C, cred că e. Da. Gri? Cred că îl știi și tu. Gri? Da, gri? Da, îl știi că... Super. Da. Da. Și îmi zice, băi, când vreți să faceți voi finala? Zic, băi, pe la sfârșitul septembrie, începutul octombrie. Noi avem discuția asta la o bere în iunie, știi? Da. Zic, băi, aveți grijă că noi în octombrie putem să venim toți la voi. Okay. Toți cei mai tari de la noi, îi adun eu și venim cu ei, frate, la voi, că este o aderență de vis. Da, adică oamenii să înțeleagă... Noi încheiem campionatul și venim la voi. Participarea străinilor care sunt din Bulgaria, din Republica Moldova, din de unde sunt ei, se face la Arad pentru că pista este foarte bună. Exact cum și Bobby a zis mai devreme, pista de la Arad este o pistă extraordinară. Și dacă oamenii termină campionatul la ei în țară, normal că sunt interesați să mai vină să îmbunătățească, să testeze, să vadă, să cunoască, să habar n-am. Deci ultima etapă de la Arad e foarte interesantă. Tocmai și de-aia ei dau exemplul ăsta. Zic, băi, frate, am fost peste tot, ne-am dat acolo, ne-am dat acolo. Nu, Arad este vis. Ce interes ar avea. Adică, și într-adevăr, ne-am trezit la ultima cursă și au venit 15 mașini din Bosnia. Mamă. Din Bulgaria au venit mai puțin, vreo 4-5, dar și ea top, care au venit. Da. Și au fost Bosnia, ăștia 15 erau Bosnia, Croația și Serbia. Știi? Trei țări, Bulgaria 4 și au venit din un pilot ungur, dar care locuiește în Austria. Și Ungaria și Austria au fost la noi la curse, ca să fie toată lumea, european. Da. Da. Și, ce să zic, mașini într-adevăr periculoase rău. Lupo 1400 de cai, Kadett 1000 de cai, Corsa 1000 de cai, 1000 de cai, mică. Da. Și sâmbătă, după amiaza, ceva lume pe pistă, cursa mergea, fuseseră deja recorduri, era lumea fericită. Doi piloți din afară, unul din Bulgaria era în dreapta și ăsta cu lupă de 1400 de cai în stânga, 4x4, pleacă de pe loc ăsta din stânga, derapează spre stânga, dă cu fundul semafor. Semaforul sare cât colo în dreapta și îl ia din voleu ăsta cu fisica din Bulgaria. S-a stins lumina. Deci nu mai, mi-a închis evenimentul, mi-a încheiat viața. Sâmbătă, dar l-ați reparat. Mi-a încheiat campionatul, crede-mă, am nebunit, m-am certat cu lumea la telefon seara, domne că nu ți-a fost rușine, ne-ai dat afară după aeroport, zic, bă, era 4:30 după amiază. Cursa se încheiasă, n-aveam când să reparăm semaforul ăla în 5 minute. Da, domne, dar haideți, gata, eliberați aeroportul, păi noi am plătit. Păi ați plătit, bă, Daniel, dar nu mai aveți ce să mai vedeți. Trebuia să eliberați pista, inclusiv voi, inclusiv piloții, să rămânem noi cu băieții de la electronică, ce s-a apucat să repare treaba, da? După care urma să vă anunț, că asta am spus tuturor, băi, o să vă anunț pe Facebook dacă mâine reluăm cursa sau plecați acasă. Corect. Ne-am înțeles. M-am împăcat cu lumea. Nu a fost problemă. Chiar mă certasem rău cu un băiat din Cluj. Da. Și ne-am împăcat, ne-am împrieten, ne-am dat și iat pe Facebook. Okay. Mai are să ne vedem la o bere pe în Cluj. Da. Așa. Și au reparat băieții semaforul, frate. Da. La 6:30 seara era gata. Am răsuflat ușura, l-am văzut că funcționează. Băi, s-a aprins, merge, gata, anunță. Nu. Puneți-l acolo, puneți mașini la start, să văd eu personal, frate, că fac un anunț public într-un campionat național, sunteți nebuni. Corect. Da, domne, bine, hai. L-au montat, băieți, bum, gata, funcționează perfect, dăm drumul la curs. Răsuflăm ușurat, plecăm la culcare, obosiți morți, dimineața, hai să o luăm de la cap, o ținem curs. Trebuia să începem finale la 12:30, pentru că la ora 8 trebuia eliberat aeroportul, dat liber. Și zic, bă, trebuie să începem finalele cât mai devreme, ca să avem timp să le terminăm, să apucăm să strângem, să intrăm mașinile de curățenie cu perile, să curețe tot pe aici. Deci la 12:30 cel târziu pornim, domne, 100%. Zic, ok, haideți, pentru că ieri am încheiat cursa la 4:30, dăm drumul la cursa astăzi la 8:30 de dimineață, nu mai pornim la 9.
O jumătate de oră în plus contează, frate. Vă aliniați direct dimineață, e rece afară. Hai că e bine pentru toată lumea. Gata, frate, n-a venit nimeni. 9, 9 și... Tipic, mă, să au apărut și zic, bă, sunteți nebuni. Dacă, dacă vă zic că începem la 9, dar începem la 9 jumate, vă luați de mine. Dacă vă zic veniți la 8 jumate, nu veniți. Mă rog, asta e. Am început cursa, s-a ținut, a fost ok, toată lumea mulțumită. La ora 12, Cătălin Ciupitu, de la Brăila, Bigu, cu ursulețul lui Turbo, cu punte de drag făcută în Ungaria, mașina, deci este mega, mega șmecheră, no, cu niște hosieruri. Na, e mică masa, no, exagerez. Ultidoașă. Așa, da. Așa. Mașină de 8, de 8 secunde. Așa, 8-6 chiar. Adică este ca și timp pe locul 2 în țară. Bun. Da. Bun. Este Cezar, Cezar Negoiță cu GTR-ul, care are 8-3. Uh-huh. Este și Teo de la Exelixis cu 8-4, cu GTR-ul lui. Uh-huh. Este Bigu cu 8-6 și este următorul, cred că este Dop cu 8-7, cu Lupo. Da. Unde? Bigu 8-6. Mă rog. Tot se dădea, se dădea. La ora 12, fatalitate, se așează băiatul la sar să mai dea el un timp bombă. Nu reglează nosul cum trebuie să încarce turbina la start, da? Mă rog, erau legate pe, pe alt buton, nu știu ce combinație au făcut ei acolo, că a fost o chestie tot așa, făcut în ultima clipă. Băi, băiatule, și când pleacă, pleacă cu nu știu ce mega presiune în turbo și se ridică mașina de la de bot așa și pleacă așa. Și când a aterizat, a spart baia. Și au curs 8 litri de ulei pe pistă. Strânge tu 8 litri de ulei cât ai bate din palme. Nu zic că aveam mega aparatură, că aveam o turbă cu care curățam uleiul, dar turba aia se pare că nu face față la asemenea chestii. Și cine se așteaptă să spargă o baie de ulei pe pistă? Da. Pe suprafața de concurs, știi? Da. N-am fost în stare să curățăm cum trebuie, da? Bă, rog, ne-am dat toată silința cu tot ce am putut, dar tot nu era bine. Bă, s-a curățat, dar, Nu, s-a curățat. Nu e bine. E păi ce să facem, frate, că exact după, după 60 feet, deci după 18 metri. Adică unde încep să pui, să pui jos, să pui jos încep să iei și dalatul. Și ce facem? Că publicul e la distanță, dar e aproape. Și haide să dăm publicul la o parte. Unde îi dai tu, mă, pe ăștia, că-s mulți? Nu e ok. Da. Și zicem, haide să mutăm startul mai în dreapta, nu mai dăm pe zona asta, mutăm senzorul ăsta mai așa, uite, îi dăm pe băie să dau pe linia asta. Bună, ca să zic asta așa. Este. Și da, a funcționat. Am reușit și l-am dus la final. Am reușit în pandemie, cu 3 etape doar, că dacă am început campionatul în iunie, că doar așa s-a putut, n-aveam când să facem 7 etape. Da. Și pe o singură locație să duci un campionat la final și cu asemenea cum se zice, povești, e și bine. Și ce faceți la anul? Păi până la anul vreau să mai prindem măcar o locație. Păi asta zic. Asta caut. Nu știu care va fi, de-aia nici nu dau vreun nume. Pentru că și anul ăsta am încercat și n-am reușit. Și vedem ce s-a întâmplat la anul. Eu mai vreau minim o locație. Ori în centrul țării, ori mai spre București. Dacă nu chiar la București, poate reuși ceva pe Băneasa. Nu știu. Nu știu, e greu. E greu de... Sebastian Santu, ce așa vrea să facă? Păi Sebi nu, Sebi nu face drag. Nu mai se ocupă cu drag. Ar vrea. Ar vrea? Da. Știu eu că ar vrea. De ce nu-i faci o întrebare? Păi să mă sune. Nu. Să-i faci o întrebare. Da. Dacă vrea, facem. Faceți. Ceea ce am zis eu, ilegal racing. Și cum da, da, da. Racing, știi? Nu ar, adică, nu știu, bine, e greu, îți dai seama să vă înțelegeți sau așa, dar poate da, că există o soluție. Nu, mă cunosc cu Sebi Ben de atâția ani de zile. Da, ne zic, știm poate... și de la federație, ne știm de la curse de ani de zile. Nu poate e problemă. Găsiți o eu soluție. Eu sunt deschis la discuții cu toată lumea referitor la parteneriate, la sponsorizări și la organizate evenimente. Da. Da. Dar să avem locații, nu veni să-mi spui, bă, uite, ne dăm la Cupa Cocean pe câmp zici, da. Să fie și sunt două bretele de 14 metri lățime. Păi și eu ceva cu senzorii, unde îi pun? Să dați cu roțile în ei? Din păcate, prețurile la ce înseamnă Romexpo, ce înseamnă Băneasa, ce da, înseamnă... Da, nu, sunt niște prețuri care vor să spună, băi, nu poți să faci, da, nu o să faci. Da. Adică, nu. Iarăși, eu... Cum îți spuneam, tot speram ca de-a lungul timpului ăsta la drag racing și oamenii să care vină merg, un nene să vină care un nene zică, care bă... să am eu tarlaua mea mă, de 2000 de metri, uite, fac aici o pistă de 1000 de metri și aici ai drag racing-ul. Cum au făcut și oamenii ăștia motorparcul, circuitul, tot așa. Hai că da, am făcut eu, aici, dacă e în câmp, cunoscut... e la mama dracu, e la nu știu ce.
au făcut ceva. Știi? Eu dacă m-aș fi cunoscut cu Cătălin de la bun început, înainte să înceapă lucrarea acolo, l-aș fi sfătuit să încerce să facă linia aia dreaptă puțin mai lungă. Ca să poată să fie și e bună și pentru drag. Da. Nu zic nu, da. Doamne ferește, dar este la limita minimă. Limita limitei, da. E limita limitei limitelor, da. Știi? Da. Și după gard e un șanț. Știu. Asta e nasol, știi? Știu. Dar da, da, eu speram că în atâta vreme și în atâta timp și nu. Vorba aia, voi aveți mulți participanți, adică chiar avem chiar mulți sunt, participanți, chiar avem și noi participanți care, cu mulți bani. Care au bani mulți de tot, dar, știi, și am zis, bă, uite, exact cum spuneai, oameni cu firme de construcție, autostrăzi, firme, de, adică, unde ai, da, mie mi-e mai simplu să-mi vopsesc mașina decât ție, nu? Că am vopsitorie, adică, de asta zic, și omul ăla care face autostrăzi... Dar și omul ăla trebuie să scoată banii de lucrarea aia. Eu am sperat că sunt atât de pasionați încât nu mai iau ca pe o investiție. Ei, da. Nu mai iau ca pe o investiție, iau ca pe o chestie de plăcere, exact. O chestie... Uite, e a mea! Exact cum am discutat noi înainte, man, cât e pasiunea, pasiune. Când ajungem la discuții despre sute de mii și milioane de euro... Da. Nu mai e chiar așa, adică se schimbă puțin datele problemei și nu, da. Nu mai e om atât de pasionat pentru că sunt foarte mulți bani. Și... Da, eu îmi doresc să găsiți și să faceți și să aveți piste peste tot și să fie drag. Și eu îmi doresc pentru că mai... îmi dau seama cât de greu este pentru restul piloților. Cei care stau în zona de vest a țării nu e o problemă, toată lumea se bucură. Să ne alăs, dai băi, poți, ies din casă, îmi iau slapii și mă dau. Gata. Da. Pentru restul țării este cheltuială foarte mare. Și pentru mine e cheltuială mare. Normal. Pentru organizare. Da. Trebuie să mă car cu toată harababura după mine de la Ploiești până la Arad și înapoi acasă și tot așa. Da. Și cu garduri și cu tot după mine. Că sale mele, toate. Da. Da, nu știu. Sper că poate lumea vede, poate vin cu propuneri, poate au idei, poate era un aeroport, dar nu mai e. Mergeam noi odată pe vechi. La curse. La Clinceni. Da. Unde s-a făcut centrul de cercetare Dacia, dacă nu mă înșel, noi mergeam acolo, intram noaptea pe aeroportul ăla și ne dădeam acolo. Nu era nici dracu, ești nebun. Nici dracu nu era. Și nu erau ierburi de alea crescute ca la ierburi? Erau, mă, dar nu mai conta. Nu mai conta, ești nebun, era... Descoperisem noi un aeroport și ne dădeam noaptea acolo. Da, uite, s-a ales praf. L-au luat ăștia de la Dacia și au făcut un centru de cercetare, știi? Da. Dar, da, îmi pare rău că... Guvernul și statul și oamenii ăștia nu văd lucrurile astea ca pe o Nu. Problema care... este că ei nu văd sportul. Da. Da, nu există că sportul. Că nu e doar în motorsport e problema. Da. Sportul, e problema în orice sport, mai puțin în fotbal. Da, tot ce ține de sport, guvernul nu vede viitor al copiilor în asta, nu vede un lucru bun, nu vrea să ajute, nu... A tăiat tot ce ține de sponsorizări, că pe vremuri mai dădeai din profit, din taxele pe care trebuia să le plătești la stat, dădeai la un sportiv, la oaia și uite așa, o mână spăla pe alta și... Eu n-am văzut niciun ban de la nimeni, decât de la mine din buzunar, cum pleacă și dacă s-a mai întors ceva, am zis, măcar atât. Da, da e complicat. E foarte altceva, complicat. Ca și noutăți, mă gândesc să fac un podcast în viitor. Da. Pentru piloți. Da, mi se pare pentru tare. Că vreau să-i cunoască lumea cu adevărat. Da. Sunteți și voi, adică ați fost și voi prezenți la curse la noi și ați auzit că a venit Demi la start, sau Bigu. Da. A venit, dar cine e Bigu ăsta? Cine de capul lui? Da. Vreau să-i aduc la emisiune și să discutăm despre viața lor, despre ei, cum au început, cum ai vorbit și tu cu mine acum, uite. Da, mi se pare super tare. Asta vreau pentru ei, să-i cunoască și pe ei lumea, să-i promovez cât de mult se poate și automat ne promovăm și pe noi. Da, mi se pare super tare. Cred că copiii se vor uita. Pentru copii trebuie să o facem. Sunt foarte mulți care sunt interesați. Bă, ce e drag racing? Cum facă ea? Ce facă ea acolo? Mă țin de volan, schimbă niște viteze. Aia. E simplu, știi? Nu e chiar așa de simplu. Nu-i deloc. Și nu-i investițiile sunt investiții și oamenii muncesc și frustrări și nervi și provocări. Și e foarte mișto. Exact cum le spuneam și băieților de la MotoRC, că cum să spun eu, până la cursa în sine, e o altă cursă care e mult mai spectaculoasă decât cursa în sine, știi? Că oamenii vin la circuit și văd ce, s-a dat ăla. Da. 8-9, hai că e bine. Cât? 12-3? Știi, flegma de pe WhatsApp? Adică, știi, pentru că întotdeauna de afară, lucrurile par cu totul și cu totul altfel. Întotdeauna de afară, oamenii care merg la raliu sau la VTM comentează și zic... Ce face ăla, mă? Hai, bă, trage-i! Măi, nu știu ce să zic. Uite, eu mai plec. Da? Fac un studiu, așa, știi, pentru mine. Da. Și plec prin public.
Da. În timpul cursei. Da. Îl las pe Taz să vorbească la microfon, văd că e cursa în regulă, totul merge și mă duc și mă plimb. Da. Cu microfonul în mână sau în buzunar, mă bag printre ei, stau și eu după gardă să vede extraordinar de bine. Deci evenimentul este mișto rău după gardă, îți jur. Da. Da. Și stau acolo și mai aud ce vorbesc. Ia uite-l bă pe ăsta. Bă, ce caută bă cursa aia să dă cu... Bă, pisica aia de 1000 de cai. Da. El bate ăla cu... Da. Băi, oameni buni, stați un pic. Ah, salut! Zic, stați măi, fraților, că voi n-ați înțeles. Nu e așa, da, aici sunt calificări. Nu contează cine cu cine. Lui, fiecare trebuie cursă, să-și dea timp. Doar finalele sunt... Și ei vin de ani de zile. Da, și nu știau treaba asta. Nu știu, păi voi credeți că știa să dau în continuu unul cu altul așa? Da. Și de asta podcastul e bun. Și va învăța, facem un pic de educație în drag racing cu treaba asta. Păi da, pentru că de unde să avem noi educație în drag racing? Pe vremea Ceaușescu nu exista disciplina asta. Nu există, dacă ți-a spune că în anii 80 în America mașini street mergeau 8 secunde. Stai mă, frate, ne comparăm. Bine, i-am inventat sportul. Avem, din punctul meu de vedere, marele avantaj că suntem la începuturi, chiar dacă au trecut 30 de ani de la comunism, încă suntem la începuturi. Au trecut? 30, suntem la începuturi și avem marele avantaj că putem să copiem de la alții. Bă, putem să copiem de la alții, nu trebuie să inventăm noi nimic. Păi aici e problema, înțeleg? Că noi vrem să inventăm. De ce mă să inventăm? De ce să iau eu rețeta lui ăla, ce eu nu pot să gândesc una? Dacă ăla a făcut și merge bine, da, frate, să zici la fel. Nu, la noi nu e așa. Da. Nu curăști telefonul cu ocazia asta. Da, să-ți faci treaba. Da. Cum ar veni. Băi, îți mulțumesc că ai venit, nu știu cât timp am stat. Da, puțin. Puțin, nu? O oră? O oră și 10 minute. E bine, e decent. E slab. Da, mă bucur că ai venit. Te-am invitat pentru că mie îmi place ce se întâmplă la drag racing și îmi place că te ocupi tu de treaba asta și am vrut să... Motorsportul. Da, am vrut să... E viața noastră. Să-i mai dăm o ocazie drag racing-ului, ca să zic așa, la Stax, să mai fie prezentat, să mai vină în atenția oamenilor, să nu uite de el, că există. E o disciplină foarte mișto. Nu uitați că noi nu ne lăsăm. Da, este o disciplină foarte mișto în România, cu mașini foarte competitive. Adică, credeți-mă că dacă mergeți la o etapă, nu o să vă pară rău. Adică nu o să mergeți... Nu știu, cum mergeam eu înainte la VTM și era o mașină tare sau două, știi? Nu, sunt multe mașini tari la drag racing și oamenii chiar fac din suflet ce fac acolo. Și să sperăm că o să crească, cum ți-am zis, sper și MotoRC-ul, cum sper și VTM-ul, cum sper și toate disciplinele astea care țin de motorsport și de oameni care sunt pasionați de ceva, se duc acolo și consumă energia, își creează prieteni, legături, certuri, discuții, controverse și așa mai departe. E un stil de viață, e mișto. Este un stil de viață. Exact cum ziceau zicarele astea pe Facebook, învață-ți copilul să fie pasionat de mașini, că nu o să mai aibă bani de droguri. Exact! Știi? Adică nu trebuie să luați lucrurile... mi-am adus aminte, mai vreau să discutăm un subiect. Da. Cursele ilegale pe bani în România. Ha, mi-am adus aminte acum la sfârșit și aș vrea să clarificăm o dată și pentru totdeauna, nu au existat aceste curse. Nu au existat niciodată. Da. Noi n-aveam bani în puii mei decât să ne dăm cu ele. N-au existat niciodată cursele astea pe bani. Poate dacă au existat. Au existat, sigur. N-are cum niște, să nu fie existe niște oameni cu bani care s-au lăsăit cu bani și care, au zis care, bă, tu cu Lamborghini mă faci pe mine cu Bentley sau cu Da. Așa și poate sigur, că, a fost poate că între ei, într-un cadru foarte restrâns au existat niște pariuri și așa mai departe, dar la cursele alea care erau pe vremuri organizate de Micuțu și se strângeau 3-400 de mașini, că se strângeau 3-400 de mașini, frate, pentru că era atunci începuse în momentul moda. Respectiv era un mod de viață, partea asta de curse ilegale. Începea un mod de viață. Era, cum să spun eu, o demonstrație de asta a faptului că tu ești băiat de oraș, pentru că tu știai unde sunt cursele ilegale și nu toată lumea știa unde sunt cursele ilegale. Foarte mulți oameni spre sfârșitul curselor ilegale doar participau ca și spectatori, adică erau 300 de mașini, nu se mai dădea nimeni, toată lumea mergea să uite, știi? Nu se mai dădea nimeni. Tot ce se întâmpla era fuga de poliție dintr-o parte. Era frumoasă. Era foarte frumoasă. Țin minte când vreau să mă urc în mașină la Blondu și Bog îmi chidea ușa și eu ziceam, Bog, lasă-mă că sunt eu! Poliția
poliția care venea să ne sperie, nu venea să ne prindă, pentru că dacă ar fi vrut să ne prindă, ne-ar fi prins. Adică nu era problema de prins. Ei veneau cu o singură mașină, cu girofar. Eu, la toate cursele la care am participat, n-am... Cum să ne prindă vreodată cu șamadele alea? Bă, și stai-mă puțin. Puteau, erau curse care erau... Puteau să spună o mașină într-un capăt și una într-un capăt. Să făcea baraj. Nu mai ai unde să fugi. Sau la Tâncăbești. Am trecut pentru una de asta, să știi. Da, n-am. Eu da, n-am, nu, n-am. A fost una. Baraj și cu astea. Băi, am făcut cu Florică, mă. Mm-hmm. Da. Am făcut ceva NSL. Frumos, Florică NSL, dar am făcut ceva pe la Târgoviște, bă. Mm-hmm. Mamă, facem frumos seara, tot așa, nu știu pe ce drum, spre Titu. Da, frate, gata, mergem acolo. Mamă, și am venit noi de la Ploiești, ea de la Târgoviște, ăștia de la București. A fost... Mamă, clinci. Nebunie mare, tati. Da. Bă, și ne-am întâlnit toți într-o intersecție și se dădeau ăștia acolo. Bă, era frumos, da. Era frumos, frumos. Da. Băi, și cum am ajuns acolo, am parcat Vectra, cu Vectra eram în 2006, cred că era faza atunci. Am coborât din mașină, mă duceam spre start să-i văd pe demenți acolo ce fac, lume ca la nebun, mașini parcate peste tot. Și la un moment dat ai auzit, poliție! Nimic, frate, no? Eu cred că am zis poliție, cred că eu am și strigat, pentru că era un Logan de la galben. De radar. Cu radarul. Băi, și așa făcea la, în intersecția. Mamă, filma aia, tot. Făcea, filma toate mașinile de acolo. Garda, băi! Și dă-i și fugi. Ei, când am plecat, vezi că erau filtre peste tot. Mamă. Deci până spre ieșirea din Târgoviște, o luam spre Ploiești, erau mașini de poliție puse cu vento-ul pe drum, cu polițaia, cu cașcheta în cap, stoprească. Și noi, vum, pe lângă ei, dă-i. Da, n-am avut. A dar fost frumos, eu, a așa, fost o copilărie că oamenii veneau nebună, să te sperie, nu să te prindă. Da. Dar cursele n-au fost pe bani niciodată. Nu. Adică aceste curse generale de care noi vorbim, n-au fost niciodată pe bani. Și păi eu... și putem să și explicăm de ce. Se tăia lumea. Se împușcau. Se omorau. Da. Ne ajungeam la bătăi mari. Păi ce mari, da, nu exista. Erau scandalurile, cum să spun eu, erau scandalurile așa, de la nimic. Da, dacă mai erau da. Și bani... Bă, tu i-ai la... dat? Da. De ce te-am bătut? Dacă mai erau și bani la mijloc, era haos mare de tot. Da. Nu m-ai făcut, te-am făcut, ți-am dat un nu, tir, nu, ba nu, am fost în față. Și ieșeau bătăi și ieșeau, da, da. Ne întâlneam noaptea cu mașină ca să ne luăm la bătaie, da, nu să ne da, mai dăm. Da, da, da. Și nu, într-adevăr, nu, nu au fost cursele pe bani niciodată, cu toate că mie mi-ar fi plăcut să fi fost. Păi și mie mi-ar fi plăcut. Și eu aș face la tine o cursă pe bani. Putem să o facem. Da, organizează-o tu asta, da, cu banii și nu face, mă bag. Da, adică dacă iese cu bătaie, da, bă, luați-l pe ăla că l-a fugit, da, cu banii ca la meu, Caritas. Aș face o grupă de Unlimited. Aș face o grupă de Unlimited în care nu conteze ce mașină ai. Da. Taxa de participare să fie 1000 de euro e de mașină. Mult, mă, frate, nu mă interesează, mă frate, că e da, mult. Da, Unlimited înseamnă și mașini de Unlimited. Da, nu e problema noi mea. Noi nu avem mașini care să meargă la Unlimited. De ce nu avem? Păi tu n-ai văzut ce mașini vin acolo. Ce mașini vin? Păi vin mașini de 1000 de căi, dar sunt numai Lamborghini, Huracan. La noi în România crezi că vin? Ferrari-uri. La noi în România? Nu vin. Nu vin. Păi nu vin. Și atunci? Păi, deci, nu vin, dar nici n-ar plăti. Zici tu? 1000 de euro și premiu să fie 10.000? Nu. N-ai plăti? Eu aș plăti. Păi și atunci? Eu m-aș da. Păi și atunci? Dar am fost la, uite, cursa aia care se ține la Cluj. Da? Au fost, cred că am și poza în telefon, 7 sau 8 supercaruri. Ok. Între care și un Aston Martin Mansory. Așa? Da? Și nu-i bătea bigul pe ei? Nu, tati, toate mașinile veniseră și erau aliniate. Uite nu ce frumoase sunt. Nu se dădeau. Uitați-vă la ele. Da, dar nu ne interesează. Băi, haideți la asta, nu vă costă nimic. Da, dați-vă doar să vă vadă lumea asta. Da. Nu. Nu ne dăm, mă. Păi deci, hai bă, tu ai văzut dieselul ăla cum merge? Ești nebun? Vrei să mă bată la cu BMW-ul, să mă fac de apar pe internet? Da, nu cred că asta este important. Eu ți-am zis, eu așa aș face o cursă în care oamenii se alinieze la start, să nu știe fiecare cine cu cine, să nu știe cine ce are, să nu știe. Te-ai înscris și nu mă interesează cu ce mașină da vin. Dar se știu, mă. E treaba lor, e problema lor. Ei n-au de unde să știe că ei se înscriu la mine. Eu fac o cursă și anunț la etapa de la Arad. Nu, tu faci o grupă la eu cursă, eu fac da? O grupă așa? La curse în care da? Nu contează puterea, nu contează propulsia, tracțiunea și așa mai departe, contează taxa de participare, care e 1000 de euro. Înțelegi? Ai șanse? Mie să că pleci dezamăgit. Bă, e posibil. N-am de unde să știu. N-am de unde să știu, dar până nu încerc, eu cred că se poate. Plătești 1000 de euro, 20 de participanți, premiu 10.000. Măi, dacă facem o mega reclamă dinainte, s-ar putea să ne trezim cu ceva pot să încerc. Din țară. Eu pot să încerc. Foarte, foarte. Nu mă posibil. Costă nimic să încerc. Nu mă costă nimic să fac un eveniment pe Facebook, care nici să fie pe Street Maniacs, că... care să fie pe Street Maniacs, pe Stax și pe Drag Racing. Da. Cu un regulament simplu, da. Asta este, nu o să știți ce mașini păi s-au înscris. Regulile sunt alea, da. Băi, vii cu cască să te dai. Asta clar, asta clar, asta clar, asta clar, așa.
Și ai participat, ai dat 1000, nu mă interesează că ai ratat startul, că ai ratat treapta, că s-a stricat mașina, nu că există. Nu ești la start. Nu există. Nu e nicio problemă. Da. Și ăla care câștigă să ia 10.000, mă. Să ia 10.000, eu vreau să le dau bani. Eu fac eveniment la mare unde îi dau bani ăla care câștigă. Da, m-am săturat de oamenii care vin și zic, eu sunt de acord cu tine, m-am săturat de oamenii care vin și zic, eu nu vin pentru cupe. Vino, frate, mi-e pentru cupe. Vino pentru bani. Vino, mă, și ia banii, mă. Bă, vino și ia. Cum adică? Eu nu vin, doamne, mea. Nu, frate, mi-e, vino și ia banii. Vino și ia 10.000 să simți. Să vezi după aia competitivitate. Să vezi după aia când pleacă după unul cu 10.000. După ce ai luat la banii, crezi că mai vin la următoarea 1000? Cursă? 1000. A pierdut 1000. Păi și nu vrea să o recupereze? Nu vrea să o recupereze? Nu știu ce să zic. Dacă mi-o iau iar. Nu știu ce să zic. Da. Roșie, nu știu, neagă. Nu știu. Eu așa, hai, ok, 9.000, 500. 9.000, 500. Nu mai e premiu mare, hai, 10.000. Așa mai discutăm. Da, mai discutăm? Cred că așa 500, mai discutăm. Adică 500 de euro. Cu bani mulți o să zică că 1.000 de euro e mult. Punem, bine, 500 și eu la care câștigă are 5.000. 5.000 simți. Șmecherie. Nu așa, poți să zici da. Că nu simți 5.000. Mă bag și eu, ești nebun. Haide la 500. Haide să facem. Mă duc la Stăcescu, zic, băi, dăm motorul tău după seria 1, pune-l pe 10, mă dau, l-am bătut, pa. Păi lua banii, dar dacă te bate altul, ce faci? Asta e, frate. Un canza, da. 500 de euro. Da. N-am pierdut 1.000. Da. Tot. Da, măi. Eu cred că ar funcționa, aș vrea să o fac. Nu știu câți oameni ar fi interesați să intre. E bine intre, că ai deschis dar subiectul. Dar aș vrea să o fac pentru că ți-am spus. Cine, sunt sătul de oamenii cine care... Cine este de acord să scrie acolo la comentarii că... Da. Sunt sătul de oamenii care... Eu nu vin pentru cupe, eu vin pentru mine. Vino pentru bani, frate meu. Vino pentru bani, frate meu. Că toată lumea pleacă de acasă pentru bani. Nu pleacă pentru... Nu știu. Da, când vii cu da? 5.000 câștigă hai la o cursă, bani. E ok. Hai să simți că ai muncit la o mașină cât și... Cât îi costă pe ei da. Să participe la o cursă și nu vorbim de taxele de la noi și de taxele plătite la federație, care per da. Total sunt 100 de euro. Da. Pan. Okay. Nu, pan. Nimic. 100 de euro, da. Mă rog. Da. Așa. Frate, drumul de la București da, mă, până la Arad și înapoi acasă, da. Cazare, mese, da. Probleme, da. Reparații da. Și etc. Da. Platforme. Că pleacă șoferul cu platforma și tu pleci cu nevasta și cu copilul, poate cu cealaltă mașină. Da. Deci nu vorbim de costuri, că e periculos. Adică 5.000 de lei sunt o nimica toată. Și dacă, doar și dacă plasare, vii da. Și tu cu 5.000 acasă, ce păi nu fi bine. Păi de asta da, mă, da, zic că ăla care plătește 5.000 de lei da. Să participe da. La o etapă... Mai pune 2.000. Să mai pună 2.000 de lei da. Să se dea să-i într-o... Dar are șansa să câștige 5.000 de euro. Gata, bă. Așa dacă facem. Pune 5.000 de lei, are șansa să câștige o cupă de librărie. O facem. Eu asta zic. Da. Nu avem nimic de pierdut. Da. Dar facem un eveniment. E un pot care se va strânge și gata. Da. E, da. Da. Mai nimic dai de locul 1, locul 2 și locul 3 sau doar... Vedem, ne gândim. Nu știu să-ți spun acum dacă... Din cred punctul că merge și așa. Merge și așa, dar din punctul meu de vedere este un singur câștigător. Al doilea, primul pierzător și al este doilea. Este corect, da, dar, știu. Cum ți-am și zis cu 60 da, de câștigători... Da, tot trei locuri are. Da, la fel ca și la VTM, trebuie să mulțumești pe toată lumea, pentru că oamenii, dacă nu și-au o diplomă sau o cupiță, nu sunt mulțumiți. Nu consideră că au participat. Așa mai da. Bă, nu faci mă pe timp. Dar pe ce să fac, mă? Star la mână. Cursa, da. Deci tu ai 10 mașini, da? A, da cursă, nu e pe timp. Da. Bine, nu știi tot timpul, tot timpul îți va spune cine a câștigat, dar noi o luăm ca și cursă de finală, nu o luăm pe calificări, uite, l-a scos 8-3, da, gata. Este o piramidă, 8, da, o să da, fie 8 da, 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 persoane da, da, care da, vor plăti da, și intră da, într-o... Da, da, eu aș vrea să fac asta. Finala... Aș vrea să banilor. Fac asta și uite, pentru treaba asta chiar o să vorbesc, să vedem dacă putem să obținem ceva parteneri, ca să susțină treaba asta și... În prima etapă să fie taxa mai mică, să zicem, ca să-i vreau atragem, sau fără taxă, da, știu, sau fără taxă, știi, ca să primească o sumă de bani, da. Să aibă o motivație și pe viitor să fie, da, poate da, să da, facem da, cursa da. Asta doar la finală, știi, la sfârșit de an ai și partea asta de la 6 la 7 sau nu știu, găsim o oră sau cumva, da, cum da, da, considerăm nu noi că nu e, nu. În cazul intră ăsta, alea 8 mașini, cât durează, să, știi, nu cred că durează programul. Mult. Nu, dar putem să modificăm da. Programul altfel. Și la ultima etapă avem cursa campionilor sau cursa, nu știu, banilor. Ca să putem să facem un astfel de eveniment și să iasă finala exact cum trebuie și să nu mai da. Fim aoleo pe timp și pe da. Etc. Pot să țin calificările cu o zi înainte cu o oră mai da. Mult
da, sau două ore mai mult. Da? Da, pentru că sunt și chestii care pot apărea. Și automat, duminică începem direct cu finalele și avem timp să facem și finala asta pe bani și tot ce trebuie și avem timp și să strângem. Aș face asta pe bani, nu ca să facem noi bani. Nu ca să facem... Ce ca să oamenii facem să aibă bani, și frate, un premiu. Înțelegi? Adică ca oamenii, după ce au muncit un an de zile, după ce au făcut sacrificii, da, e foarte bună idee. Să poată să primească ceva palpabil, înțelegi? Adică eu i-am dat lui Dicu 600 de euro sau 700 de euro acum la mare, i-am zis, am 1% din mașină, Bolangiule. E mașina mea! Pentru că omul ăla a băgat niște bani. Nu are nevoie de 600 de euro ai mei. Nu îi schimbă viața 600 de euro ai mei. Nu. Bă, are și el o, cum să spun eu, o satisfacție, că, bă, uite, bă, pe munca mea, păi am câștigat, bă, și eu ceva, știi? Adică nu numai diplome și cupe și pe pizda, mă, uite, mă, am luat niște bani, haide, bă, și la anul să vedem. Că oamenii se pot gândi, uite, eu vin cu mașina asta care scoate 10-3, da? Mă înscriu cu mașina asta care scoate 10-3, sunt ăștia care fac 8, 9, mă bat ăștia automat, dar nu-i merge mașina lui ăla. Greșește cu nosul, ratează o treaptă, îi dă nas, îi se poate întâmpla. Adică nu e... Nici la drag racing, nu e o chestie dacă o mașină merge 8-6, că va merge 8-6 constant toată viața ei. Că ține și de pilot, ține și de probleme tehnice. Ține de pilot și de probleme tehnice. Ține de multe lucruri neprevăzute. Adică e cam greu să ai o mașină de 8 secunde care să meargă 8 secunde. Run de run, run de run, înțelegi? Și niciun caz run după run. Da, 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 da. Și la asta zic, știi? Deci nu e o chestie care să zici, a, păi stai, bă, că s-a înscris ăla cu GTR-ul. Păi ne-a luat banii, păi nu o mai înscriu. Stai, mă, frate, și un pic, nu e chiar așa, înțelegi? Vedem. Se strică mașina, n-ajunge. Se strică platforma pe drum. De câte nu se pot întâmpla? Adică asta e, știi? Până la start, până să termină cursa, sunt multe lucruri, știi? Da, vedem, facem. Eu aș vrea să fac miliarde de lucruri. Păi n-au cum să-mi vină 50 de mașini, că eu înscriu 20 maxim. Exact, da, ai nu un număr limită. 50. Nu, tu înscrii 20, primii 20 care s-au înscris, să iasă, domnule, vreau și eu. Nu se mai poate, șefule, la anul, gata, la următoare. La... Ce să faci? Da. Da. Da, îți mulțumesc frumos. Cu mare drag. Am făcut amdres, sper să ne vedem numai bine și numai cu vești bune și cu drag racing, cu multe etape să și ne cu întoarcem la circuite. Viețile noastre normale. Asta cu COVID-ul, ce să mai zic, nu mai zic nimic. Îmi doresc să se termine de când a început. Zic, tot mă mint, nu mă vaccinez că nu-mi trebuie, nu mă vaccinez că nu știu ce, numai așa. Da, nu mai scăpăm niciodată. Aia e, vom vedea. Speranța mare ultima și noi odată cu ea. Da. Mai dau un coș. N-am mai de câte ori, mă, frate. Trebuie să dai fâși, trebuie să te agăzi de coș.